gata. Și si acum putem să începem. Ce să mai zic? Ce să mai zic când e atât de limpede ce vă așteaptă. Poate doar ai noroc și sănătate. Mare plăcere să redeschidem căminul cultural astăzi într o nouă formulă, două treimi din ea formula de bază, respectiv Bogdan Simion și Andi Moisescu și astăzi invitatul nostru de onoare, un vrăjitor al clapelor, dar o să te rog pe tine, să-i spun, trebuie să-i spunem vrăjitorul clapelor negre, în cazul ăsta, <laughs> pentru că acolo e problema, mai ales cu bașii pe mâna stângă. Cornel Neacșu, un bun prieten, pot să-l numesc un bun prieten, lucrăm împreună de aproape 2 ani de zile, de fiecare dată când îl aud cântând și l-am auzit cântând adineauri da, când ne-am pregătit pentru o emisiune tot timpul mă surprinde cu repertoriu, între la bamba mă, muzică sârbească, valsuri, romanțe, îmi amintește foarte tare și este un mare compliment. Mi-amintește de Ilie Udilă foarte mult când l-aud cântând în special lăutărește și țărănește și toate astea sunt dublate de faptul că e un om absolut minunat. Bine te-am găsit, Cornel. Bine v-am găsit și eu și este o onoare pentru mine să particip alături. Și pentru noi e o onoare, vreau să întăresc această idee și să precizez de la bun început. Voi doi sunteți colegi, cântați împreună de foarte mult timp, e firesc să fie Bogdan și Cornel, Cornel și Bogdan. Eu uh, sunt un observator federal astăzi de la întâlnirea noastră, deci pentru mine rămâne Nenea Cornel. M mulțumesc. Și așa va rămâne pentru mulțumesc. că. Doar dacă apucăm să cântăm vreodată, dar exact. nu știu, după două, trei sezoane. Poate. Exact, exact. Și ar putea niciodată, nu spunem. <laughs> Abia de la 10 anuntă încolo o să-mi permit. Normal, normal. <laughs> Până după atunci. 10 -a cântare. După 10 -a da. cântare, exact, da. da, da. Mare plăcere să vorbim astăzi despre acordeon, unul dintre da. pf, cele mai frumoase instrumente, mai ales în zona asta folclorică. Și poate cel mai nou dacă nu socotim și orga. Eu aș zice că e cel mai nou instrument din muzicile de tradiție orală de pe teritoriul României. E cel azi. mai nou, nu? Cu siguranță. Și e singurul care a cam devansat vioara în anumite zone. La români, la ruși lipoveni, în muzica lăutărească țigănească, mai e vioara mies. Deși în toate zonele folclorice la noi în țară, că suntem în Maramureș, că suntem în Ardeal, că suntem în Moldova, că suntem în Țara Românească, în muzicile de sat, vioara era regina. Se întâmplă însă un fenomen, undeva până în perioada interbelică, așa se prefigurează și mai ales după al doilea război mondial, da? și apare această cutiuță nemțească. Cutiuța cu muzică. Cutiuța cu muzică. De la poporul german adusă. Exact. Instrumentul a fost inventat de un băiat pe care îl chema Christian Ludwig Buschmann, până la 1820-1830, da? dar la noi a intrat în perioada interbelică și a intrat ca un instrument, hai să nu-i spunem cult, hai să-i spunem semicult. Cântau evrei romanțe, tangouri, foxtrot, jazz american, oamenii de clasă de mijloc nu prea cântau lăutari la instrumentul ăsta. Lăutarii au început să cânte odată cu devenirea instrumentului mai accesibil, în special în perioada celui de-al doilea război mondial, când treceau nemți și ruși și mai lăsau pe două butoaie de la mardă vin, un acordeon, hochner sau o armonie din aia mică rusească, Prima oară muzica lăutărească instrumentul a fost armonica, adică cu butonașe pe stânga și pe dreapta, nu cu claviatură, piano. Da, 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 da. da. A încă mai există la Macedoni și la rușii lipoveni, unde acolo este campion. Adică muzica armânească, în special la muzica uh, cipanilor sau grămușteanilor și la muzica rușilor lipoveni, acolo armonica a rămas până în zi de azi. A rămas armonica, la lăutari da. a fost așa o perioadă intermediară până anii 40-50, până au apărut primii acordeoniști, uh, Marcel Budală, uh, Fărămiță Lambru, Gheorghiță Trandafir, care a sărit de la armonică la acordeon piano. Și din momentul ăla... Acordeonul a cam început să lase vioara în spate, mai ales în muzica lăutărească, pentru că uh, se puteau cânta mai multe note, se putea cânta mai complicat, se putea cânta mai greu și aici era miza de fapt, cine poate să cânte mai multe note, sigur, vioara sigur. trebuie să tragi sigur. de ea sigur, mult sigur, și sigur, greu sigur. și a lăsat-o un pic în spate. O să vorbim într-o zi și de vioară. Mi se pare sigur, un instrument sigur, extrem de dificil, sigur. deși are doar patru guri. Da, 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 dar este ceva da, da. infernal, nu știu. E și celebrul banc cu cel care voia să ducă să învețe la vioară și îi spune să stea liniștit că nu, nu îi mai ajunge vârsta și încearcă la pian și din nou îi spune că e la fel de complicat și nu îi ajunge vârsta și într-un final îi zice dacă are 10 minute la dispoziție că îl învață bas. Da, <laughs> da, 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 da. foarte drăguț. Ceea da. ce sigur Așa că este. e o mare exagerare, basul de asemenea e un Evident. instrument extrem de dificil Așa este. și noi am aflat asta de la Maestru Ghiță Coadă pe care l-am avut invitat aici. Exact. Dar, Nenea Cornel, ce bucurie să vă avem astăzi printre noi. De când ați descoperit acordeonul? Eu... Studiez acordeonul de mic copil. Tatăl meu a cântat și el. Dar Tot la acordeon? Tot la acordeon. Unde? Da. Spune unde? La Hagieni? A... Nu. Lângă uh, Țăndărei? Eu sunt născut crescut aici, în București. Nu, dar tata? Tata e din Hagieni. Lângă Țăndărei. Lângă Țăndărei. Da. O localitate și... cu un uh, imens uh, aport cultural. Aș vrea să reamintesc că de Țăndărei este legat și Gicu Gojira. Da, da. Așa e. Așa, e. Așa, e. Așa e. Acum e un sat acolo la Hagieni care a mai rămas șapte, opt familii, atât. Atât au rămas. Au rămas. Da. Și mulți vin acolo din cauza mănăstirii care este acolo. E o mănăstire frumoasă. frumoasă da. da. da, da, da. Erau mulți lăutari când erați copil, Nenea Cornel? Nu erau așa mulți, să știți. Erau Câțiva care erau cunoscuți. Da, în Hagieni. Mă, mă întrebam dacă era un pol cultural. Un... Nu, am cunoscut acolo decât am copilări. Mergeam. Da, mai, mai mult în partea mamei, la Gorș. Și acolo am fost, mi-a plăcut foarte mult, mă simțeam foarte bine că stăteam o vacanță întreagă, fructe și tot. M-am simțit foarte bine, cu Cred. copii cu. Așa. Dar făceam și la. făceam vacanțe și la mama mea, la. Da? De licurici. Da? Licurici de Gorj. Licurici de Gorj. Așa. Și era zonă de munte, aer curat. Aia, ce e frumos Unc. acolo, e o frumusețe. Da. bio, totul era... Știu că pe partea mamei mai e un unchi care încă mai cântă în părțile gorjului acum. Da, nu un unchi, este un nepot este. Ar veni nepot. Nepot, okay. da. Cântă, dar a cântat cu acordul, acum cântă cu orga. A trecut la orga. Da. 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 Asta este, știi cum e, ca precum țambalul dușmanul copzei, așa e exact, orga exact, dușmanul exact. acordeonului. Da, dar exact. acolo el este zona, el este numărul Tatic. unu. Static, acolo. Da, da, da. da. Ele... da Orga are avantajul că practic rezolvă o orchestră întreagă. Sigur că de astăzi. De asta a Ceea. fost și atât de îndrăgit ca da, instrument da. că puteai să mergi singur la treabă. Dacă cântai și cu gurița, era da, rezolvat. Da. spus, da da, 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 da. Am și eu prieten care au făcut switch-ul ăsta de la Acordion la Orgă. E firesc, da. Am văzut chiar și eu am reușit să ating niște. Există un model de corg, să nu greșesc. Da. Băi, nenică, orchestra întreagă, de ce a rămas? Pro 4 ăla. A, cultură, ce la vorbești? -a tot sună țambalul, țambal, sună de ce, ceva de... Și tatăl meu cânta la acordon, a făcut școala de artă populară. Tata a făcut școala de artă populară? Cu renumitul Mișu Iancu. Da? Compozitorul. A apucat și a făcut cu el teorie și tot ce legat de acordon. Aha. Și... Deci tata nu era doar după ureche. Nu. No. Avea și studii. Da, cunoștea și note. Și mi-a arătat ABC-ul, adică cântecele, dar tot ce mă învăța, mă învăța cu bașii. Fiecare cântăcelă învățam și cu bașii. Bă, ce mare chestie m asta. Mâna stângă, butonașele. Ah, Pentru că mulți copii învață la dreapta. Solistica. Solistica, dar aici, uite. Așa este. Și plus că noi învățam începând de la cântece populare. Mă refer ce era de vârstă. Sigur, sigur, sigur. Aveam patru ani. Da. Și mă legat tata cu acordonul la spate, cu o, cu o sfoară. Da? De erau ce? cu curelele mari. A, Când erau cu curelele A, era mari era mare. Și ajungea acordonul da. pe la genunchi, da, și cântam pe lui și el mă lăsa. El pleca la, asta, pleca la servici sau da. mă iși și studiază. Și mă găsea dormind cu acordonul pe pat, așa că nu mai puteam nici să-l închid, nu mai aveam putere. Și dormeam cu o cordonă, așa pe mine, că nu puteam să mă desfac la spate. Ce imagine frumoasă! Da, mă. da, tu -ți dai da. dai era ca o plapumă, practic, el să-și deschidea da, zi, nu? Da, se deschidea și mă găsea cu el așa, dormind. Ce frumos! Mă. Bă, cred că ți se rupe inima, îți dai seama, să vii de la, de la treabă, de unde venea. La... Mă mai trezeam, iar puneam mâna pe el, fără să, fără să vreau. Da. Deci, a, cum se spune, ați dormit cu acordeonul în exact, pat. Exact, să dormi cu instrumentul da. în pat și ghiță, dacă-ți amintești, tot așa ne spunea că el dormea cu cu contrabasul, contrabasul în pat. În pat mă, da. 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 Și asta arată pasiunea pe care un copil o dezvoltă pentru orice, pentru un instrument, Sigur. pentru. ce vrei da, tu, nu știu, așa, habana, este. Devine da. jucăria lui, că da, atunci da, doar da. în termen de jucărie operezi la da, Așa este, da, da, da. Am muncit foarte mult ca să ajung e, cred, cred, la un cred. anumit nivel. Cred că e un instrument foarte dificil pentru că nu e vorba doar să mânuiești niște clape într-un mare fel, trebuie să mai faci niște lucruri cu el. Pentru că el are nevoie de. Da, de aer. Practic, mult. e un instrument de suflat. Exact. Da. Și am furat foarte mulți de la lutarii în vârstă. Adică, mergeam cu ei și la nuntă și studiați. Și fără bani. Mergeam numai ca să cânt. Să cânt cu ei. Ce frumos. Ca să învăț să ascult. Unde ai începutul? La obiceiuri și la colinda pe linia Olteniței? Pe linia da? Olteniței mergeam cu un acordionist, Dumnezeu să-l odinească, Nelu Alufir, că tata a lui Pokémon. Aha. Al lui Emil Poche. Al lui Emil Aha. Poche. Mergeam cu ei. De, de Ce frumoase au, mă, Bogdan, Și mergeam cu ei la drumuri, la, prin zăpadă. Ne dădeau oamenii cizme de cauciuc. Și mergeam pe la țară, prin zăpadă, la obiceiuri. Zăpada pe noi și no noroi. Băgau godinuri în corturi. Că era frig, rău. Deci am apucat... Godinul este... De un, căldură, de un sobă, un sobă. O, sobă. o sobă. da. Băgau un cort ca să se încălzească. Să se încălzească cortul. Era în, nenorocire. Și colindam. Am avut, nu pe la măgurele, de, cred că am făcut peste 20-25 de kilometri. Mergând la nuntă? Mergând numai, Cu alaiu? numai la obiceiuri. Hai să mergem pe, să luăm pănașul. Văd da, da, ce frumos e obiceiul ăsta. Mie mi se pare că astea sunt ușor pe care de dispariție. Chiar, da. sunt. Chiar Care sunt. e obiceiul întreg, așa? Cum e la o nuntă, dacă ar fi completă să fie, să respecte tradiția? În primul B rând, că depinde de zonă. Asta da, trebuie depinde să spunem. De depinde zonă, de, zonă, de da. regiunea culturală. Okay. De, de, exemplu, la de, unde de obicei mergi, la mergi, se veni. la, mergi la mireasă. Acolo se merge prima oară. Da. Bun. Gătești mireasa. Să cântă specific pentru gătitul mirese. Da, da. Ce se cântă la gătitul mirese? Ia-ți să ziua bună. A, să cântă asta. Da, Atunci a da. povnește în plâns da, pe mică, Că pleacă de acasă. Pleacă tata, gata, da, că tată, gata. Se duce la casa ei. Așa. Și după aceea mergei cu ea la udat. Da, udatul înseamnă? Mergei cu găleata, cu, cu ca cavalerul de onoare. Da. Și luai de la a treia fântână apă. Și Ce frumos. Se făceau... Fă. Obiceiurile... Să fie apă vie pentru cuplu. Da. Bun. Se mergea la udat. Bun, asta înseamnă un drum până la a treia fântână, după care simt că nu se oprește aici. Se făcea o horă acolo, după aceea veneam, veneam înapoi. Da, tot la Mireasa. Da. da. Uh, și plecam la nași. De se la Mireasă se mergea la nași. Se mergea la nași. Deja cât, de câte ore cântau un lăutar? Aduna? Se cânta, se cânta. Mai ales la țară se cânta. Se cânta. După se aia mergea cână. la Naș. La Naș, practic, îl lua Nașul de nou. Adică îi lua de noi. Acolo se cânta Nuneasca. Sau Jocul Nașilor. Jocul da, Nașilor, da. Unde se făcea hora... Nuneasca e tara? Care Hai e. da, hai da, lună mare, da, da, de da. soarele Bravo. de vale. Da. Și mm. se făcea Nuneasca și după aceea se mergea la biserică. De la Naș să merge la biserică. Da. Bun. Mergeai la biserică și se făceau Acolo se făcea slujba. Slujba? Mai, își mai trăgeau și lăutarii sufletul? Da. Puțin. Și băneai la salon, sau unde era, își făceau popii cântarea lor, da. lăutarii făceau un pic de pauză și în curtea bisericii se mai juca o horă. Nu în biserică, da. ci în da, curtea da. A bisericii. Da, după slujbă slujba da. se mai juca da. o horă. Da, da. 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 Deci lăutarii erau de și... la capăt. după aceea se mergea la salon și Nu, și, și la generică? trebuia să ajungi la pusei briciu să mă raz unde se cânta la ginere? Ei, asta depinde. Băbierit, că, de, de, zonă. de obicei că te lua doi acordoniști. Unul mergea la Ginere, unul la mireasă. Înțelegi? Și ăla făcea obiceiurile acolo și ne întâlneam. După aceea, când trebuia să mergem la biserică, venea generică să-și ia mireasa, se făcea cu găleata la poartă, ieșea cu găleata ca să, să pună ceva bani generică, că vine să-și șea... Păi, asta ar fi păcat S -a -s -a. să se piardă. Mă ăsta, atât de frumoase obiceiurile astea. Sunt foarte frumoase. Sigur, pe de alt... la oraș e greu să le faci, dar. Pe de altă parte, sunt și destul de chinuitoare. Eu îți spun că contrabasiști, de exemplu, Sile Vlad de la Gratia de Tellerman pe care eu l-am mai găsit, contrabasist care mai umblă la obiceiuri cu contrabasul. A, o, o, o. E oribil să stai cu cureaua aia de spate. Fai te, pe urmă, te -a, te -a. toți țimbaliștii pe care eu i-am cunoscut de țară care cântă cu țambale mici puse da. de gât, toți au coloana în forma și de semnul o o aici, la spate era sunt niște lucruri care provin din robie și care s-au declinat în alte feluri după robie, dar s-au declinat într-un fel destul de... Eu, de exemplu, nu mai accept să mai cânt cu și care cântă cu țambal mic dacă nu le pun o măsuță să aibă țambalul respectiv pe o măsuță. Dar obiceiul era să fie cu țambalul de gât. Da, adică da, 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 da. nu nu se accepta să stea și, pe scaun. Și mergeai, mergeai 10-15 km pe jos. La ei erau... E aici, doi pași. Și doi pași la ei erau 15 km. <laughs> Așa ziceau ei. Vă dați seama... Imediat aici. Unde e nașul? Aici <laughs> e bre, imediat. Vă dați seama pe ăla cu contrabasul și... cu vai de cap. Și se lega cu curea cu ham din ala pe el și mergea cu basul. Să și se ajuta și de, -a. -a Stradă, da, și da, de piciorul na. drept așa un pic ridicat de bas. La noi sus. la acordeon și la noi era greu. Că păi mergeam... dar eu aș zice că nici acordeonul ăsta nu-i tocmai ușor. Nu. Și noroc că noi eram doi. Mai câta unul unul compania sau fuma da, 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 și cânta da. ăla, după aia hai ia tu pauză, intru eu. La noi era mai ușor, dar la ei E nenorocea săraci. Eu cred că acordionistul, de fapt, e, cam, e prima, prima, prima strigare la care se gândește cineva, că e, ai rezolvat tot, știi, la o adică da. dacă nu-ți permiți să iei un taraf întreg, iei măcar un acordionist, zic să-l plimbe așa la... De-aia a și intrat în mod asta nebună acordionul după anii 50, și a ajuns inclusiv ne să domine. Nevoia asta, că de multe ori mergeam la obiceiurile astea singuri, da? acolo am învățat să și cânt și puțin vocal. Adică... nevoia nevoie. Nevoia. Sigur. Să cânti, să gătești. Mata le băgai și zicea oia, păi, păi, săticule, să cânti pentru socrii mari, pentru socrii mici. Da, da, da. da și da, da, trebuia să, să cânti ca să... Știi cum a intrat nenea Cornel astăzi când a venit aici la mine? Direct. Pus, dar mi-a dat direct cu Vali, cu Mihai, cu mine, cu copiii, cu toată lumea. Era. da, 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 Ia linia da, da. pe toți frumos. Da. Mi-a pus în versul frumos pe fiecare. Am vrut să fac cu de bine, mons, frumos, da, 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 da. Nenea Cornel, păi, da ce? Am văzut că are dreptate Bogdan. Nu cred că e ceva de un, de un folclor care vă scapă. Nu. Deci... Și asta mai ales din colaborările, nu cu lăutarii, ci în colaborările numeroase pe care le-ai avut cu ansambluri. Tu ai fost la Perinița, ai fost A, la Toina București, ai fost la UTC, la Grigore nu. Preoteasa, ai cântat la aproape toate ansamblurile folclorice care erau înainte de 89, unde ai învățat și cum să discerni folclorul. Asta e foarte așa important. Se. Eu când m-am întâlnit cu Cornel prima oară, întâlnit, cum adică când și ardelenește și moldovenește și oltenește și se simte la stil? Că dacă îmi permiți o glumă, sunt și lăutari pe care cărora le zici cântă moldovenește, dar el cântă moldovenește ca la gorș. Da. Așa s-a învățat. Ei, la Cornel, <laughs> când m-am întâlnit cu el, am zis, păi da, așa să, să, să reușești să intri în atât de multe stiluri și tot el mi-a povestit că asta se învăța acolo. Eu aveam o tehnică, de exemplu, și la anunți mergeam așa, mergeam la nuntă și întrebam pe că de unde îi invitați la nuntă? Ca să știu să mă orientez ce zonă să cânt. Frumos. Pentru stilistica bun. și ornamentica. Pentru da. mine, ca să ies bine. Să da, știm. da, am văzut, că, am văzut că aveți atenția asta la detalii. Da. De când foarte ați intrat mare. la mine, ați aruncat și, un ochi, ați și foarte, pozele copiilor. Foarte importantă. Asta e foarte importantă, să știți, meseria noastră. Chiar și la masă, la restaurant. Când te duci la o masă și când trebuie să ai un ochi format. Să vezi, să, să ghicești omul. Se, de pe unde e ce, da, da, da. 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 Când și, când ai și când ai și nunți, ai și local și ai și ansamblu, te formezi în trei feluri. Eu așa am fost în de zile, adică și cu ansamblu, am fost angajat la ansamblu la ciucădia, așa, și aveam și restaurant, uh -huh. avem și nunți, așa am cântat ani de zile. Am făcut din noapte zi, Cântam până dimineață și dimineața plecam la serviciu la ansamblu. Treabă serioasă. Da. Treabă serioasă, nu glumă. Da. Pe unde ne plimbăm astăzi, cultural vorbind, Bogdane? M-am gândit să mergem un pic mai în sud, în Oltenia sudică, de data okay. asta, chiar dacă Cornel are rădăcini din gorj. Da. Am zis să coborăm în Dolci pentru un cântecel foarte drăguț, care se cheamă Dunăre când treci la vale. Este un cântec minunat despre Dunăre pe care îl cântau Oltenii cântându-le probabil berzelor pe malul Dunării pe acolo. Ce frumos! Ce frumos pentru că de întâi mai am în plan un drum în deltă, Aha. Deci eu iau așa pe Dunăre la vale, cum se da. spune. Da. Plec de Dolj de acolo. Și te întâlnești cu Oltenii și când ajungi în deltă, începe Rusia. Ca să zic așa, da. începe o muzică rusească și o cultură rusească fantastică de Poate ruși să ajungem staroveri. și acolo la un moment dat. Sigur că da, mi-ar mi face o deosebită plăcere, mai ales că am în minte câțiva, mai au mai rămas puțini ruși staroveri adevărați care să cânte lipovenește. În general se trag din familii de pescari care s-au apucat și de muzică, dar e cu totul, e ceva cu totul deosebit acolo. Că dacă am merge în Rusia acum, da? n-am mai găsit oameni care să cânte cântări din secolul XVIII. Dar în România îi găsim. Extraordinar. Pentru că în Rusia, cultura rusă s-a modernizat. E n a rămas toată 2021 timpului. pop culture. E aia, aia. Sclipici, La noi, în schimb? Cred că toți lăutarii cântă trep Sigur, acum în sigur, Rusie. sigur, sigur, sigur. Și muzică pop și așa mai departe. Cum, cum s a întâmplat doar că aici, în niște sate, punctual, da? mă refer Sarichioi, Jurilov, ca slava rusă, slava cercheză, în deosebi, unde sunt majoritari încă rușii lipoveni, uh, acolo, în județul Tulcea, să întâlnesc și niște cântări lipovenești, rusești, unele dintre ele foarte vechi. Frumos. Foarte, foarte vechi. Dar ră, noi să luăm Dunărea mai de la început, cum exact, ar veni. mai din... din părțile Doljului. Dunăre, când treci la vale. <fie> Ce-i găsești din cale, Ia și domnul de la mine, Și du-l pe valori cu tine. în floricele Și să-mi la o lași de sta Să-mi caute dragostea mă la ori și care nu vrea să mult și să duce și cu greu o poți ajunge nu vrea prea stă mult și se duce și cu greu o poți ajunge. Dragostea da, mă, aia ea? care plutește pe Dunăre. Frumos! Frumos da. a dat-o... Cine a fi scris versurile astea? Probabil niște lăutari olteni, poate poate de lângă Slatina, poate de lângă Craiova, nu știm. Nu știm. Au fost niște centre, întotdeauna lângă toate orașele mari ale acestei țări, da? au existat centrele de lăutari. La Iași, Zea și Prăjâni, la București, Ce frumos le zice de eu. la Clejani în sus, e o zonă în toată Vlașca până da. la Gratia, Gimpas, Dobrotești, lângă Drobeta Turnuse, lângă Râmnicu-Vulcea este govora lângă Craiova e Iancu-Jianu, toate astea erau localități care au ajuns de lăutari. Efectiv de lăutari. Și acolo se inventau aceste cântece, acolo circulau, acolo se mai modificau, după care sigur că a mai venit aparatul de partid odată și după 45 a pus mai niște mai condiții, a mai pus niște condiții <laughs> la textele alea. <laughs> Na. Dar chiar cum se dezvoltau satele astea, care erau efectiv aproape un procent majoritar doar lăutari? Erau de la unii la alții, păi, așa se adunau ei? Păi aceste sate de lăutari sunt de fapt rezultatul dezrobirii și a așezării unei părți a lăutarilor care din peste noapte din sclavi au devenit oameni liberi uhum. și au trebuit să iau o decizie. Cei mai buni au rămas lângă aristocrați o perioadă îndelungată, rămânând de facto slugi, dar primind niște bonusuri, okay. ca să zic așa. Ăia foarte buni, ăia medii, ca să zicem așa, în general s-au înțeles cu armeni, cu evrei, cu greci și au ajuns la hanurile care erau la întreteiere de drumuri, cântând musafirilor pe niște bănuți pe care îi primau acolo și ciuguleau de acolo. Rezidenții de azi. Și a treia categorie, importantă <laughs> pentru devenirea folclorului românesc, sunt lăutarii care s-au așezat lângă satele românești și care în decurs de două, trei generații, da? au confiscat practic folclorul uh, românilor de acolo, convingându-i că e mai bine să vă cântăm noi, că noi suntem profesioniști. Era și o chestie deosebită că uh, țăranii aia țineau minte că pe timpuri când erau ei copii, numai boieri aveau lăutari. Acum uite că poate avea și țăranul lăutari. Și dintr-o da. dată, de la muzica aia agropastorală, nu, cele mai vechi cântări de joc lăutărești, astea sunt ca din cimpoi, ca din caval, ca din fluier, în care vioara imită instrumentele agropastorale. Jmecheria era suplimentară pentru că țăranul și știa cât de greu e să cânți, că el cânta și țăranul român cânta atunci cu niște țevi. Și au zis, păi, da, uite-al cu ăsta cum cântă ca toate cântările noastre. Da. Și sigur că în încă două trei generații, simțindu-se simțindu -se stăpâni pe genul ăsta de repertoriu, au început să-l și modifice după bunul lor plac și să mai adauge niște lucruri năstrușnice, că vorbeam de numească, da, da. bagă mâna în buzunar, dă și la lăutar, hai nașule, nu mai stac, asta este falata adică îl și umilea a, un pic dacă nu scoatea, bag și da, 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 da. bagă mâna da. numai sta să vadă toată lumea aha, deci asta era fix, simbolic, simbolic, social să, să vedem dacă ești boier sau nu ești da mă, frumos, frumos, frumos tata ce cânta Nenea Cornel? cânta la acordeon, bine, nu era un virtuos deosebit, dar era, cânta foarte corect, adică acordeonistic. cânta corect, cu și mână. stătea în tempo și... El, el m-a învățat și cu măsură și cu... El m-a învățat și note. Da. da? Și probabil cu repertoriu interbelic, Ionel Ionelule, cântările alea de petrecere. De copii. Când eram pe a trandafir de la Moldova, cântecele pentru... Pentru copii. Dar le învățam și cu bașii, asta era foarte important. El va apropia de acordeon sau dumneavoastră ați făcut primul pas? El m-a apropiat, el. Da? El, el... Cu toate că și mie îmi plăcea că l-auzeam cântând prin casă și spuneam, dar cum faci tata acolo cu tare? eram mic, aveam patru ani. Da, da, da. Și el avea doar acordeon mare, nu era ceva mai mic, că am văzut da, că există și nu, niște acordeon. Era așa la 60 de bași, era cam între. Mediu. Mediu, da. Dar ție ce ți-a luat un sonora la nu, început? Era sau lui ce era? Un armonia avea. Armonia. Unde se producea asta? Aici. În, în România. Nu, București, cred că uh -huh. la fabrica Duina sau nu știu exact unde. Dar suna foarte bine și mă, mă simțeam foarte bine când cântam pe el, că era acordul tatălui. Și... Normal, de... normal. Tot ce de la tata e ce da. trebuie, cum ar veni. Și. Adică, el a fost mentorul meu. Sunt convins, sunt convins. Și. Ați învățat greu primul cântec? Câte. Cât puteam eu la vârsta ce de 4 ani. Ce vă mai aduceți aminte, sigur. Da, cât puteam, dar știu că nu le învățam greu, le prindeam foarte repede. Pentru, ureche. Pentru că dacă auzeam mereu în casă și el cânta special ca să-mi intre mie la o ureche, Ionel Ionel le cântă astea și le cânta rar ca să aud eu și ba și să aud și astea. Am învățat ușor, dar am învățat corect ceea ce... E mare lucru. În general, la nu, orice e mare nu lucru complicat. să înveți corect. Nu, nu era nu. complicat, dar ca pentru un copil. Înțeleg ce spuneți. Și așa și mi se pare că e normal să se întâmple în orice, nu numai muzică. Da. Să înveți corect de la început, de la simplu către complex. Da. Sigur că primele cântece erau simple. Dar faptul că ați moștenit de la el, că am sesizat asta, ați, mo da. ați moștenit și corectitudinea, grija față de tempo... Adică dacă în eu aș pune rând, un metronom acum de la început până la sfârșit și l-aș auzi doar eu. În primul rând, măsura contează cel mai mult. Ar fi perfect respectat. După aceea, armonii și astea. Sunt unii acordoniști care se dau în armonii da. și pierd măsura. Măsura trebuie să fie ceas de la un cap la altul. Cea selvețian. Asta e o formă, formă de clasicism. Cea, cea selvețian da. placat cu argint. Exact așa. Exact <laughs> așa, așa cum e nanelul răducan. Da da, 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 da. Sigur, sigur, da. Acolo e foarte important. Foarte important. Așa mi se pare, da, da. Iar eu am studiat cu mare atenție când cântați, v-am urmărit cu mare atenție mâna stângă. n știți ști să vă spun de ce, da. dar exact cum mă uit la un toboșar ce se întâmplă cu piciorul stâng, piciorul care stă pe fus. Și îl văd. Dacă îl folosește, deja are niște puncte în plus de la mine. Dacă îl folosește și bine, ok, l-am trecut în da, categoria da. ce trebuie. Da. Cam așa fac și la acordeoniști. Întotdeauna mă uit la, la mâna stângă, mâna care dă zona de bas, da? care întregește întotdeauna toată povestea. Care dă ritmul. Da. Că de acolo pleacă tot ritmul. Asta e și motivul pentru care noi am captat astăzi acordonul, cu două microfoane. Tocmai mână. ca să prindem și frumusețea de la zona de bas, pe Vă care. Mânțumesc. Cu multă atenție am ascultat-o. Da. Deci, e, e mare rafinament la mâna stângă acolo. Fără discuție și bă, e o chestie care trebuia studiată și studiată, e o chestie deosebită, nu are legătură cu pianul, nu are legătură cu nimic, fără da. miță Lambro, cred că a cântat primul solo de bași la noi, dar erau, că vorbeam de școala asta clasică, să zicem, de acordeon lăutăresc, Marcel Budală, Ilie Udilă, care au fost modele pentru Cornel, asta se strădeau să facă, să dezvolte un clasicism al muzicii lăutărești. Ce adică frumos, o chestie da. foarte clasică în care ei să o împacheteze și s -o... După care, evident că după orice clasicism, urmează și un baroc. No, de la normal. linii drepte ajungem la linii oblice, iar sigur, la linii sigur. drepte și tot așa. Sigur. Cât este improvizație la mâna stângă? Și cât este... Că ați învățat de undeva cântecul. Acum, cum? improvizație la mâna stângă poți să faci că dorești. Aici e baza la ritm și la armonie. Mâna stângă. Mâna stângă. Surprinzător, nu da. aici unde și apare Și de aici se și ritmul. Da, sigur. Înțelegeți? Eu... Chiar și puțină căldură, zice eu de acolo. Când eram uh, copil studiam după discuri. Pick-up. Da. Pick-up. Singur eu, de la mine. Și pick-up-ul răda în altă tonalitate. Reda cu un semiton mai sus. De exemplu, dacă era la... Uh, răda din... Sibemul sau tonalitate grea, care e greu de cântat. Și eu le învățam din tonalitățile alea prima dată. Da? Și, și după, după aia vom mutat pe alte după tonalități. După aia spunea, îmi, spunea, spuneau băieții, alți lucruri, vezi că aia se cântă de la la. Și eu cântam de la Sibemul. Era greu de cântat. Că erau piese destul de grele. Da, da, eu știu ce și, spuneți, și, e foarte și, complicat. Negre. Ah, e foarte complicat. Și le transpuneam după aceea și se mirau, pentru mine era ușor la major sau asta pentru mine, dar atunci era foarte greu. unele le transpuneam de la do dies când am la do diez sau la bemol. Da, da, da. Trebuie să vă spun că pentru mine asta reprezintă un farmec să văd că un lăutar poate aborda un cântec practic din orice tonalitate în funcție de performanțele celui Așez. care cântă. Da. Sau de instrumentul solist. Că poate instrumentul Sau solist instrumentul preferă solist, da, da, da. o anumită tonalitate. Da. Pentru mine asta e o mirare. Știu că e realizabil, se poate face. Nu cred că e simplu, pentru că nu e, nu, nu vezi niște acorduri pe Așez. din afară. Așez. Tu ești pregătit inclusiv să faci solistica da. în orice tonalitate. Adică el vine și cântă la major și mi s-a întâmplat și mie, da? Bă, nu că ni s-a întâmplat, Voi nu mai zic că voi sunteți. Tuturor, să da. Mie la crâjmă, da? A venit, m-a recunoscut, hai să începem să cântăm. Sigur, cu mare plăcere. Da. A pornit omul din la major. Am intrat, stați puțin, că e, prea sus pentru dumneavoastră. Da. A lăsat-o mai jos, sărăia. Acum mie mi s-a îngroșat vocea, cred că mai am puțin da. două în curând. Da. Și in interesant era că de oriunde se ducea, pentru ei nu era nicio problemă. Adică, da, nu numai acordeonistul, toți. Păi da. Și era în mintea mea, băi, incredibil, adică oamenii ăștia se pot muta pe portativ oriunde e nevoie. E... A, auzi, adică știau de obicei, stai cât a luat Sigur. de sus ăsta și de, deci e sus, deci trebuie să-i dau cu două turnuri mai jos sau trei. Și ei știau să calculeze imediat. Și... Curiozitatea mea e cum reușiți să învățați lucrurile astea, că eu nu știu, de, la, de exemplu la chitară, unde mai știu să mai cânt cât de cât, da. uh, am, sunt niște acorduri într-o familie și eu mă țin în familia și știu, ok, nu merge aici, merge aici, merge aici. Sau trepte armonice. Sau trepte, armonice, trepte da? armonice, da. La, la acordeon cum face să... Că se schimbă tot, mai ales la solistică, adică e ok, eu... ai că să ții doar ar, armonia... Depinde de, de piesă. Le-ați repetat în toate tonalitățile? Nu în toate, dar le vățăm corect din tonalitatea care. Da. Așa? Și după aia? Depinde, dacă Urechea? Și urechea se duce după aceea și din altă tonalitate, dacă. Mâna știe vezi... sigură. Le, le transpui mental. Aici e vieza, aici da. e bemol, aici da. e notă. Da. Plină. Ca și cum ai face o transpunere scrisă, doar că încerci să faci asta mental la, în timp. La real. un moment dat îți vin de la sine. Adică nici nu mai trebuie să, să, să stai să le gândești. După niște ani de experiență Sigur că și e vorba de multă experiență la mijloc. Primii 50 de ani sunt mai grei la, la acordeon. <laughs> Ca și la vioară. <laughs> Cred. Da, da. Cred, adică mi-închipui că nu e ușor, Pentru că, hai să ne înțelegem Deci ai mâna dreaptă care, mă, nenicule Trebuie să se miște într-un fel, că sunt multe Adică, da. ok, da. sunt cinci degete Dar degetele alea se duc în sus, în jos adică, Eu pot așa doar, știi cum e uh, air, air guitar, guitar. Exact. Pot să fac air accordion, air accordion. Adică, da, da, să da, da, o mulțim da. pe mine da. Ai și mâna stângă are altă treabă ea. Da. E în zona de baș și îți dă tot ce trebuie. Și, și, aici poți să vii cu tot felul de și, înflorituri. Cu... Și cu capul trebuie să gândești, să știi ce urmează să-i cânti omului ca să, Una la mână. să fi plăcut. Doi, mai stai cu ochii și pe vocal. Nu știi, poate a intrat când trebuie, poate a intrat târziu, poate a intrat prea devreme. Vorbeam noi de Maria Lătărețu. Exact. În înregistrarea pe care o are la Mai Ții Minte, Măi Dragă Mărie, odată intră bine, odată intră mai repede, odată intră mai târziu. Ea cântă să se rănește. Da, frumos. Natural. E impecabil. Deci... Are, are chiar frumusețe așa, adică da. nici nu știu dacă mi-aș putea o să o închipui, da, să intre tot timpul așa. Nemțește cum ar veni. Ia oricum, noi am mai povestit chestia asta, dar mi se pare că lucrurile sunt cumva legate de de regiunea din care ea a plecut, de Bălcești de Gorș, uh -huh. o zonă de nord, uite, aproape de Licuricii de Gorș, că am vorbit da? de Licuricii de, de Gorș, nu, nu e foarte mama departe. Era Zona mea. aia de nord, cu aia -a. superbă a novacilor, da, -a, ce are, are ceva și acolo, încă din secolul XVIII, au început să se așeze comunități mixte de olteni veniți dinspre sud. Oltenii da. n-au stat la munte, din totdeauna. Oltenii au urcat către munte, pentru că au fost dezlegați de glie țăranii pe vremea domneilor fanariote, unii țărani mai săraci, fără de pământ, au început să urce către nord, mai fugeau și țigani uh, scăpați, robi scăpați de pe diferite moșii și urcau către munte și au apărut niște comunități mixte incredibile. E cazul chiar al Mariei Lătărețu. Tatăl ei, Ion Borcan, era plugar, agricultor. Mama ei, Maria, venea din neamul Culiciu, neam strălucidă țigan lăutar din părțile Gorjului. Uh, au trăit împreună, au avut 17 copii, a fost al 15-lea copil din cei 17 că se au fost cu se toții. Iubeau, se iubeau, iubeau românii pe vremea aia, nu se încurcau. Ei se mai iubesc și astăzi, dar știi cum e. Iubeau maternitatea. Nu, sunt prea no. mult pe la serviciu, pe la multinaționale, da. nu prea apucă să... Au treabă la da, da, să împlinească dragostea, cum ar veni. Și între în, în genul ăla de mediu, în care e o familie mixtă, care trăiește din agricultura de subsistență, majoritatea lucrau pe pământurile boierului Pleșoianu, era o familie șoienii acolo care dețineau toate moșile de acolo, unii tăiau pădurile, alții țineau niște oi și niște capre care nu erau ale lor erau tot ale boierului uh, unii, uh, ei trăiau inclusiv din cusăturile de mână pe care le făcea mama din unele uh, cântări la care se mai ducea din lumea asta vine Maria Lătărețu. Ea și-a luat bărbat de la trei sate pe neatică Lătărețu, că pe ea nu chema, o chema Borcan, da, nu o chema mea. Lătărețu. L-a luat pe bărbatul, s să a și făcut, a fost trei ani de zile în lagărele rusești, pentru că a fost luat prizonier în al doilea război mondial, în 42 a fost incorporat. Și pentru mine, înregistrările ei cele mai frumoase sunt din perioada 1937-1942, care sunt toate făcute cu taraful soțului ei, ea cu chitara, soțul cu vioara și încă 2-3 pe lângă ei. Doar că alea sunt cilindri Edison, sunt discuri gramofon Columbia Records, toate sunt licențiate pentru Sony Entertainment, că Columbia Records a devenit Sony Entertainment. Uh, chiar am propus o emisiune la, la radio cu cariera Mariei Lătărețu dinainte, să o știm noi ca fi Maria Lătărețu și dinainte... La gherila. Să înceapă, da, dinainte să înceapă cântecele cu hora păcii, hora mare, nu juca în ea boierii, nici patronii, nici banchierii, că lor nu le place hora înfrățirii tuturora. Când a început muzica prolet cultistă în anii 50, ea devenind de fapt și prima vedetă de muzică populară. Noi nu ne gândim la chestia asta, dar ea a fost cu adevărat prima vedetă de muzică populară, transformată dintr-o lăutăreasă de sat, da? într-o vedetă de muzică populară. Tu când zici vedetă, te la nivel național aici. star, sigur că da. Pentru că încă din anii 30 se făcea foarte mult lobby. Nu? Președintele Academiei Regale de Muzică, Mihail Jora, îi scria recenzii în timpul când ea cânta la Luna Bucureștilor, care era un restaurant de lux undeva în spatele Gării de Nord, la un local ținut de un gorjan Marcu Căciuleanu, unde se adunau hamali, cărăuși, gorjenii care lucrau la Gara de Nord, lucrători feroviari, în perioada interbelică, care ei noaptea acolo se adunau că cânta M Marița alătărețului, ei, Marița îi zicea în perioada interbelică, cu bărbatul sotică, înainte să îl încorporeze și să cadă bietul de el trei ani de zile pe front și a și crescut copiii singură pe subiectul ăsta. După 47, hai la ansamblu, hai la orchestră, hai tovarășa, tovară păi și a sus tovară și da. a jos tovară I s-a schimbat viața dramatic acestei femei la aproape 40 de ani, când ea deja era pe un val Uriaș, capitalist, Constantin Broiloiu o semi-impresaria, Harry Browner se ocupa de repertoriu ei, cânta la trei localuri, ajunsese o micuță vedetă. Se vorbea de ea inclusiv în mediile ceva mai rafinate. Domnule, are ceva special, iar ar fi fost o, o bună Ella Fitzgerald a noastră, dacă vrei, că avea și autenticul ăla, ea venea din bluzul ăla de sat, da. nu venea de la oraș. Dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat, până în 71 a deservit regimul care a fost uh, și a cântat și cântările alea și mi îmi pare rău că noi le cunoaștem mult mai mult pe alea unde eu nu simt că e aia adevărat. Pentru că, că le au păstrat, că e altă probabil, miză. sau de ce? Da, da, da. Alea de la Columbia sunt de tot puține. Eu, de fapt, așa mi-a și venit ideea să-i dedic emisiunea asta, că am zis, uh, am 44 de minute cu muzica ei înainte să vină comunismul. Hai o emisiune. O și o ai făcut emisiunea asta deja? O să fie... Chiar duminica asta, deci probabil că acum două săptămâni ah, okay. deci, uh, o să găsească podcastul, în orice caz. deci fi... atunci o să pun link în descriere. Da, da, da. Bun, pentru cei care vor să audă emisiunea o să pun sigur, link sigur, în descriere. este toată de muzica astfel, ei dinainte de 47. În toate episoadele din Căminul Cultural există link către toată colecția de emisiuni pe care Bogdan Simeon le face la Radio Guerilla, dar o să atrag atenția special asupra acestei emisiuni pentru că și eu sunt foarte curios să aud da, înregistrările. Da, 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 e foarte frumos, mai ales că sunt colinde ei nu i s-a mai dat voie să mai cânte de Dumnezeu și de Isus Hristos și de lucrurile care gorjenii, despre care gorjenii cântau. Da. Pe urmă, caracterul erotic al cântărilor ei, Cea ai în gură mărioară, batu nu, batu da, ca să vii la dumneata, s sau, hai să zicem că sau. Uh, nu a schimbat că de de ters. Ters. Da, da, da. Le-au schimbat versurile. Da, nu, păi Comunistul. trebuia doar băsmăluța roșioară și mirosea flori de <laughs> și altiță, primăvară. Și altița. Nu, nu, se mai putea spune că să rup și e, da, da, în gură, așa să drosnesc ca o lună. Da, 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 nu, da, 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 da erau, oput. erau puternic erotice în zona aia acolo. Foarte, foarte, Vezi? foarte, Și toate au legătură, că dacă zici că erau 17 copii... Ah, iată. Nu, <laughs> no, oamenii nu, nu stă tău. Eu, Eu nu rămân, -mi mereu, rămân impresionat de... De ce știe Bogdan? Enciclopedia lui... De... E o enciclopedie este. Și la, la cu mare plăcere mereu și urmăresc toate podcasturile. Ai cred. Și... E foarte drăguț, Cornel, Da, mă urmărește pe internet. toate, tot. Nici nu avem cum să nu facem asta, Bogdan. Eu ți-am zis de la prima întâlnire că, Așa părerea ceva, mea, ești nu, nu subestimat și că avem de-a face cu o comoară. Dacă ți-aduce aminte, asta au fost primele... Adevărat, da, 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 da Primele cuvinte. Mă face să mă roșesc și să nu camera Nu, nu, e, eu chiar am spus ceea ce credeam și simțeam de foarte mult timp și știam că nici măcar nu trebuie să să demonstreze în emisiunea aia, pentru că de-a lungul vremii, încet, încet, oamenii vor realiza da. povestea asta. Nu știam atunci că vom începe Căminul Cultural, Nu aveam nici cea mai mică idee. Asta s-a întâmplat la sfârșitul întâlnirii noastre, când, după o oră de stat de vorbă și bucurat de muzică, mi-a părut rău că știam că se termină. Uh. Și am zis, bă, dar de ce să se terminăm? De ce să nu ne întâlnim? Și fără da. să îi spun nimic înainte, așa, în direct, între ghilimele, când noi da, da, regist da, da. I-am propus să ne mai întâlnim. Nici atunci n-am avut în cap exact ce. După aia am stat de vorbă puțin cu el și am zis, n-ar fi frumos să începem așa pe în fiecare instrument, istoria lui, poate cu colegii tăi la început da. și după aia ușor, ușor să aducem rând pe rând aici Foarte tot ce bine. poate fi mai frumos din uh, muzica lăutărească veche, până când, cât îi mai avem, cum să spunem. Pare exact. rău că o, o duc în zona asta tristă acum, dar... Uh, din păcate, noi ne-am ne întâlnit și am făcut o, un plan, avem un plan pe un an de zile de aici încolo. Știu. Din păcate, n-am și reușit, nu o să reușim să ne împlinim planul, să îndeplinim planul, pentru că deja au dispărut niște nume din niște plan. Niște nume, da, cu părere de rău, Dumnezeu să-i odihnească. odihnească. Gicu Chitaristu s-a dus, săracul. Cornelia Catanga. Da, Cornelia Catanga s-a dus și ea săptămâna, mă rog, eu zic acum am legătură de când s-a dus și ea, să nu mai precizăm când. Dumnezeu să-i odihnească, mari talente. Chiar îmi pare foarte rău, am fost extrem de trist și regret nespus că n-am. Nici, nici nu știi cum să o faci, știi? Să -i, ar fi meritat fiecare dintre ei, pentru că, de fapt, da. emisiunile astea sunt ceva ce eu cred că se cuvine fiecărui invitat. Sigur că. Au da. fost niște valori. Așa este. Muzica loutărească și. Mă bucur foarte tare că putem să facem lucrul ăsta, Bogdan, nici nu-ți dai seama. Adică, pentru mine este o împlinire prin faptul că putem face o reverență în fața acestor oameni. Că de fapt și de pentru mine vorba. la fel și da. de asta mă bucur că cu ocazia asta ne apar tot felul de idei în minte și că în permanență ne putem gândi la cine cine mai e devenit sau cu cine am mai putea da. să mai facem și cum am putea să punem problema. ai cu văzut că ne recomandă că... și oameni în comentarii. Da, da. În continuă. Citesc am văzut. cu mare atenție. Am văzut că și tu le citești, da. Ei îți, îți și pun foarte multe întrebări acolo, multe comentarii ți se adresează direct. Da, am văzut. Asta e foarte frumos. Oamenii aproape că rămân cu impresia că e canalul în egală măsură. Eu ți-am și zis, e al, al meu e și al tău, deci nu mai contează. Deci, Ei pe undeva simbi bine. Amersi. Ei pe undeva simt bine, da. Noi oricum facem toată povestea asta pro bono, ca să exact, înțeleagă oamenii să nu și închipie, da. dar o facem da. efectiv de drag și pentru că așa simțim. Da. Să facem lucrul ăsta. Și pentru că e important acum că ar putea fi un asfințit pentru fenomenul ăsta, pe lângă da, faptul mă. că mi-a spus maestru Marin Alexandru pe care abia aștept să l avem alături, mi-a spus o vorbă săptămâna trecută. Mai discutam așa un alta cu el la telefon și mi-a zis o vorbă care îmi răsună în urechi și acum. Mi-a zis: "Măi Bogdane, s-a făcut un an de zile de când nu mai cântă lăutari. Așa, A, așa E o chestie aia. la care el m-a trezit așa un pic metaforic dând, dându-mi o palmă părintească și explicându-mi că da adică e o situație noi ne veselim, dar mai trebuie să mai spunem și când nu e de veselie lăutarii trec printr-o situație absolut dramatică foarte Așa, foarte grea Și e o chestie către care noi nu putem să facem altceva decât să tragem precum Vasile roite la gara CFR un semnal de alarmă și să le spunem oamenilor că Momentan e o perioadă, e grea pentru toată lumea, e grea pentru Sigur. o grămadă de categorii Sigur. sociale, doar Sigur. că meseria asta era amenințată încă dinainte de evenimentele astea cu criza sanitară. Adică L -l -l erau, da, da, era o meserie care începuseră să se producă niște transformări, așa niște schimbări. Toată lumea încerca să înțeleagă care încotro, unde să se ducă, unde să meargă și mi se pare că, adică pentru mine eu am mai spus-o, ar fi o pierdere enormă. Sigur că n-a stat nimeni în loc să plângă când ne-au dispărut zimbrii, când ne-au dispărut cetățile medievale, când ne-au căzut vlăsiile și să poate pune întrebarea din partea. Și am văzut că unii oameni, mie îmi place să citesc comentariile critice mai mult decât pe cele pozitive, spuneau unii oameni la un moment dat în comentarii că cine o să stea în loc să plângă pentru niște lăutari cu viorile pe genunchi. Dar cred că va veni o zi, nu acum, peste o generație sau și eu două, de alarmă. în care o să ne întrebe nepoții și strănepoții noștri, mă, ce-ați păzit voi ce ați Așa făcut zi. voi? Aveți aparate de înregistrat din în secolul XIX? Nu aveți argumentul că nu aveți tehnologia? Da. Nu aveți argumentul că nu aveți. Vrem și noi puțină bunăvoință sau auzim și noi cum sunau bunicii și străbunicii noștri? Doar atât. Asta poate fi gândit ca lobby cultural sau poate fi gândit ca. Așa este, da. Ar fi minunat dacă noi prin acest mică min cultural care ar putea să crească, Bogdan. Sigur. El ar putea să da, meargă departe. Noi am apucat să mai vorbim, eu i-am mai spus. Eu văd un pic lucrurile foarte curajos. Sunt foarte am... mulți care ar trebui invitați. În păi, o să invităm, o să foarte invităm. Mulți suntem deschiși oricum și la, în și la propuneri. Da, suntem în continuare foarte deschiși și chiar aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis comentarii până acum la fiecare episod de Cămin Cultural și pentru propunerile pe care le au, pe toate le tratăm cu mare, mare atenție și abia așteptăm să putem să îi aducem pe oameni aici. Ar fi minunat dacă povestea asta a reușit să întoarcă din nou privirile către muzica lăutărească veche. Nu-mi dau seama cum am putea să-i ajutăm în perioada asta pe oameni mai mult decât că îi invităm aici și facem o reverență în fața lor, dar poate că dacă se stârnește din nou puțin zumzet în jurul muzicii lăutărești, unii oameni o descoperă. Am văzut în comentarii și întregi? mai ales oameni tineri și extraordinar. Da, cea mai, mare bucurie. Cea extraordinar mai mare bucurie pentru mine când scriu oameni de 16 ani, habar n-aveam de muzica asta, nu i-am acordat atenție, dar mi se pare super mișto, ia să mai caut pe asta, YouTube, asta ia dai. să mai verific. Da. Aia e asta a fost cea bucurie. mai mare bucurie. Da, 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 da. Pentru tineret, ca să e mare lucru, să da. înceapă să asculte și această muzică. Sunt unii care nici n-au auzit de așa ceva. Așa este că n-au avut ocazia. Pentru că lucrurile s-au mai schimbat. Adică eu am, am prins, am prins lăutărie și înainte, mai mult la țară, e adevărat, pentru că nu îmi permiteam să merg la restaurante. Chiar da. eram curios dacă pe vremuri la restaurante erau formații care cântau de regulă într-un restaurant. Sigur. Cum sunt? Rezidenți. Rezidenți, da? Da, erau, da? E Mai erau, dar mai rar. Pe la Știți de ce vă întreb? Pentru că mi-aduc aminte că până în 89 restaurantele se închideau foarte devreme. La 10 trebuia să fie... La un moment dat Ceaușescu a zis să, să ia și perdelele de la geamuri. Nu știu de ce, să vadă din dinăuntru în afară, Sigur. din afară înăuntru, să nu cumva să se întâmple, Doamne, ferește ceva. Da. Era mai dificilă și pe partea asta cu servitul, că nu prea aveai ce să mănânci, peste tot... Și... Avea și părțile rele, dar și părți bune a să știți. Sunt convins. Care erau părțile bune? Exista festivalul ăsta, Cântarea României, care lansa foarte mulți. Da? Participau toți. Da. Așa? Mai descoperai talente. Și antrena care să, să cânte mai bine. Să... erau un concurs între generații, cum ar fi, și tineret, și oameni și consacrați. Și apăreau talentele adevărate. Acum... Din păcate, talentele care sunt adevărați încep direct. Își fac CD-uri și astea apar, fac două, trei televiziuni. Acum nici CD-uri, nu au, mai există. Dacă au posibilitatea. Foarte mulți copii foarte da. talentați în țara asta, care nu au este. posibilitatea să așa fie Nu Am văzut da. niște acordeonici de 15, 16, 17 ani de... Mi s-a blocat creierul, care au efectiv, văd pe YouTube. Sunt copii foarte cred că și aici e o chestiune destul de scumpă. E cât e, cât costă un acordeon bun Așa, să ne dați o marge, între și între. Unul cu care poți să înveți să cânți ca lumea, cât e minimum. pentru un părinte care și-ar da copilul la acordeon, de exemplu. Între 1500 de euro și 3000 aici. Unul bunicel, da? Bunicel. După aia în sus, sigur, depinde de cât vrei să... Să acordăm cum e care 16.000 de euro. Cred. Scrie pe muzicuțele de la Honergola, Stradivari. Adică e la fel calitate deosebită. Wow. Extraordinar. Ion, da. maestru Ionică minunare, are unul primit cadou de la nașul lui atât. Na no, o Da, da? No. are, nu? No? No. Da. Păi crețu. Da, 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 da. Dacă, și special Dacă Ionică bine n-ar avea atunci, nu dacă nici, -ar mai avea nimeni. Dacă nici el nu-l merită. maestru Ionică da. Căminul trebuie să l-aveți invitat special. Ai, sigur că da, dar nu cred că a existat episod din Căminul cultural în, în care, care să sunt... nu-l pomenim. Știu, știu. Măcar o dată. Și atunci Constantin Fulgeric, atât da. sunt foarte mulți acolo nici buni. Eu tot spun aici că noi invităm instituții. Când o să vină Ionica Minunei, o să spunem că am invitat o galaxie. Exact, exact <laughs> A, așa. E, da, e da. o altă planetă acolo. A, așa este. Da, 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 da. Bănuiesc că aveați modele când erați mic, nu? C când Mine, când atunci, ați descoperit? Atunci erau mai puțini. Era Marcel Budală, da? Fărmița Lambru. Unde Ilie... ascultați? Ilie... Îi discuri, discur și pe la televizor îi mai vedeam, dar nu mai nu rar. rar. Nu mi-aduc aminte de să-i fi văzut mai prea rar. mult pe la dimineața televizor. Dimineața la radio se dădeau brâurile alea lui așa, Iaudilă, Da, era Duminica dimineața. Așa? Ne mai uitam la albumul duminical, la concert de prânz, care se dădea... Mai cântau cei consacrați, cum ar fi Marina Sturică, Nicușor Turcitu, da? cei care au atunci în vremea aceea și care sunt și acum muzicanți adevărați, și ne făcea mare plăcere. Și noi înregistram și noi cu castofoanele, cu tare... Și, și studiați mă, după și aia. studiam după ei, da. Mi se pare că era mai greu pe vremea aia să îți vezi idolii, să-i studiezi sigur că e da, Sigur că, astăzi că da. Astăzi intri pe YouTube, vezi înregistrări. A, și studiezi notă cu notă, îți dai și mai lent, că i-am văzut pe puști cum fac acum, dau cu slow la 1,5 viteză ca, ca să vadă ce face. Exact. Aia n-aveai cum că se întorceau cu spatele, și nici nu-ți arătau de ce no. erau ca să nu vezi meseria de la ei. Se întorceau cu spatele. Numai... Acum aveți și la filmare, exact degetul cum îl duce. Cum îl ține, cum îl ține. Îl ține. Noi n-am avut posibilitățile astea. Până la, la gard. La noi era atunci, acum a început să se cânte organizat. Adică, repetă, băieții, trupe, pe timpul acela nu se cânta așa bine, cântai cu, știi, când era Ionică, ce hori, ai el și așa. Și toți băieții studia după el, după Ionica, că el era atunci numărul unu. Da. Dar atunci trebuia să ai talent, ca să auzi, să acompaniezi, să furi, să înveți singur. E A o meserie care să fură, ca de fapt toate normal. meseriile, dacă dar, să ne Dar acum e foarte... și au tehnologia asta care... Păi ei dezvoltă foarte mult și îi ajută și plus, dacă mai sunt și talentați, acum au avantajul că au și școli. Pe timpul ăla, ce aici? La, la cine l-ai dat la învățat? La Costel, de la Bolentin. Îi dădei, îl dădeai la la, la Lăutari, acordeonist. La Lăutar. La Lăutar da. Acum nu le mai trebuie, că au școală și îți pune pe note totul și învață tot. Așa este. Bine, în ziua de astăzi, un copil talentat poate să plece să studieze în lume acordeonul. Da, bineînțeles. La școli de muzică da. din lume, în Olanda, în, în, în Spania, în America, unde vor ei. Înainte lăutării nu, Dădea și la bioară, dacă, la cine l-am dat? L-am dat la cutare, la da. un maestru. nu era, nu exista <laughs> să, -i, să -i dai la școală sau, nu domnule, vreau să nu învăț să cânte bine cu vioara. <laughs> și îl dădeai la cine spunea lăutării, dă-mă la, Dă -mă la, la, la că ăla, că la e bun. Și ce la el, te rugai de el dacă puteai să te ia plătei. Sigur că plătei. Și așa am învățat. Investiție, e o investiție în viitor aici. Atunci era, era, vorba de talent. Acum sunt cam... Uh, cum să vă spun eu? Ei re, repetă. Și sunt, știu dinainte ce au de cântat, Până și câte cu nunească, dacă este o, e A, o eu ce ziceți. E mai puțină lăutărie și mai multă meserie, exact, cum ar veni. Da, exact. da. Da. Da, eu pasta cu lăutăria o văd... Atunci era mai autentică. Da, e. eu și spun că lăutarul, el poți să-i astup și urechile, că la el vine din interior totul, da. adică nu e ca repetat ceva. Așa ok, ai, mă, da. poate a mai repetat, poate a repetat de nevoie, că dacă a cântat de 300 de mii de ori un cântec, l-a repetat normal, no, -a, -a, normal. Dar în principiu el îl cânta bine de la început. Da, pentru că clar, el clar. venea din interior, mă, eu mă uit la mulți ca să se, se, se vede. Păi, se cum vede. se spunea pe vremeaia, nu, că banii de meditații sunt diferiți de banii de cântare. da. 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 Ce frumoase expresii. Da. Ce drăguț. Să știi cât noi ne când... le mai ziceam eu la unii la noută lunașul. Nașul Nașu, să știi că unitatea noastră lucrează și cu materialul clientului. <laughs> frumoase expresii. Da. Dar cât noi ne hilizim aici, să știi că am impresie că au pornit niște olteni la coasă. Exact, trebuie să Sigur, pornească Sigur, pe niște... vremea când, când se mai mergea la coasă. Că și coasa da. aia e, o să rămână și ea tot așa, știi? Bă, bă, Cum bă. e și muzica lăutărească, o vezi doar din când în când. Aproape că te și emoționează când mai vezi câte un... Eu pot să spun că tatăl meu a renunțat la mașina de tuns iarbă și și-a luat coasă. Dar el poate fi socotit hipster. <laughs> Deja. Adică eu i-am zis că în sensul că se uită vecinii la el la Bujoreni unde stă el lângă râmnicul Vâlcea și vecinii se uită, dar, dar ce are domnul Dragoște a venit cu coasa <laughs> <laughs> De la coasă, Ghila, a el la. în să cere grânele, Ghila, e la la. Toate ms.ce de la grâu, la Cu pole prins de Ghila, el e la la el

Piesa asta a cântat-o doar Maria Lătărețu pe vremuri sau? Nu, a, asta e un cântec care a fost în prima, prima oară de Gena Bârsan care a fost o lăutăreasă de la Gorj competitoarea Mariei Lătărețu și principala solistă despre care se zvonește între lăutarii din Gorj eu am făcut niște anchete autofinanțate la Bâlta, da? Bălcești, uh, Târgu Cărbunești, uh, Baia de Fier, to toată regiunea aia de jur împrejurul Târgu Jiului, în comunitățile de lăutari și peste tot se spune că Maria Lătărețu ar fi otrăvit-o pe această gena bârsan. Eu nu știu dacă e adevărat sau nu, dar îmi place că se spune o, treaba legendă, asta. Sunt povești de blues, astea. da. Uh, gena bârsan în anii 50 era cam imediat după venirea comunismului se discuta care ar fi mai bună dintre ele, după care Gena Bârsan a murit foarte tânără, neașteptat, nu se știe cum, ce, în ce fel. Există niște înregistrări cu Gena Bârsan pe YouTube din anii 50, majoritatea sunt prolet cultiste, sunt cântări despre partid, dar tot cântate gorjenește, foarte frumos unele dintre ele. A dispărut această Gena Bârsan și a rămas Tanti Maria Lătărețu superstar. Nici nu-mi dau seama dacă partidul cu toată prosteala asta lui că-i punea pe toți, a, sigur că aderaia mult folclorul de la no mersul normal. firesc, dar în același timp, eu cred că pe undeva a stârnit și creativitatea. Noi până în, până în 89, unde tot aveam baricade peste baricade, piedici peste piedici, mă, pe undeva ne-a dezvoltat abilitatea asta de a ne feri, de a ne strecura, de a face cumva. Da, dar se poate argumenta că asta e mult mai veche de pe vremea fanarioților. Ca noi tot timpul a trebuit să ne descurcăm de la stăpânul celor rău și răpăresc păi, da? și să găsim soluții pe dedesubt. Da? Românul a fost inventiv întotdeauna. Păi asta zic Nici că n avea încotro Tot rău, da, săracu, n avea de ales, nu era. Trebuia să fie inventiv, sigur. Trebuia. Nena Cornela, ți avut vreodată în minte că ați putea să faceți altceva decât să cântați? Nu. No. Nici n-aș putea să fac, pentru că asta am făcut toată viața. Ei, sunt convins, dar zic că atunci când era copil, nu știu, poate v-a fermecat altceva, vreun actor, vreun polițist, vreun eu știu Mama ce. Era. nu fotbalul am mai... Ei, vedeți, cu... uite, fără să știu, am, am simțit... Am fotbal ce... la Dinamo. <laughs> ia uite, da. ia, ia să aflăm niște lucruri am, am, pe care cred că nici tu Am dat ai. proba cu... Aveam 13 ani jumătate aproape 14, fără o lună. Așa? Așa, am dat probă la juniori. Da? Punelul unul Weiler la Dinamo. Ce vorbești? Și am fost admis la juniori republicani. Deci, și am ales, atunci am, a, am, ales între muzică și asta. Și mi-a mai mult muzica și m-am retras singur. Dar colegii era... la fotbal știau că le avea și cu acordonul? Nu, nu știau. Nu le-a zis e... niciodată? Nu. Uh, ce s-ar fi bucurat atunci, că dai seama la un antrenament să ducă Era probleme și cu echipamentul, nu se găseau ghete, nu se găsea echipament atunci și m-am retras. Dar eram, eram pe felie, eram pe ce bun. post jucați? Uh, mai pe apărător. Am fost, eram foarte bun ca Aparător. apărător. Nu trecea, nu trecea nimeni. Centra, stânga, dreapta? Dreapta. Dreapta. Nu trecea nimeni de mine. Adică să Un fel vină, de Adam Petrescu, așa. Să vină cu mingea spre poartă, nu trecea. Fără să pautez. Nu, elegant, elegant. Dar nu trecea. Eu zic și eu, îmi pare rău, să nu greșesc acum, dar mai erau. Aveam câțiva funda și existau pe vremea înainte de 89, să da. nu fac vreo greșeală, nu da. să dau niciun nume. Nu trecea de -i. Tată, dacă trecea mingea, nu mai treceai tu. Deci ce? După aceea a mai fost o perioadă iar... Bumbescu, cred că era de genul ăsta. Adică era bine să nu... Să nu ai pretenții. A mai fost o perioadă iar când umbla poliția și ne-a pe la bursă unde ne strângeam noi muzicanții și stai că gata, te duci și cei servici. Ia stați puțin, că asta eu n -am, am auzit-o până acum. Poliția venea și gângurea, mărea pe la, la bursa lăutarilor? Unde ne strângeam noi lăutarii, Venea, venea. Care policia? era problema? Era o bursă capitalistă de oameni. Da, <laughs> cum? În plin comunism, în da, plin da, socialism. Că, 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 că noi niște laterale. băieți beau ceai verde indian, <laughs> fumau, stăteau cu instrumentele pe lângă ei și prestau servicii. Da, da. Da. Acolo sângeam noi, mai vorbeam de nunți, de angajamente. Aici, sâmbătă, cu tari, normal, aici, normal, normal, normal. Unde era asta? Întreb că au fost mai multe locuri prima și de-aia vreau la izbor. să știu La Izvor a fost Na. Eu nu am prins o. aia Am prins o asta în Monte Carlo În Cismigiu. Și după aceea aici La uh, teatru de revistă A, lângă la, Constantin, la, Constantin așa, A, ah, okay. Aproape de Oteteleșanu De fost acasă Oteteleșanu Unde e Palatul Telefoanelor Așa Lângă aproape. Palatul Telefoanelor Acolo vis-a-vis -vis era da. Dar aia a fost puțin de tot Aia a ținut câțiva ani Nu, a fost câțiva ani, da Nu, dar a fost la Monte Carlo 20 de ani și la izvor 50. Da, adică da, aia, a fost aia a fost cea mai mare. La izvor, scurt. da, da, da. La izvor a fost a început în perioada interbelică și s-a terminat undeva până în anii 70. Eu am prins puțin aia, mai, mult, mai mult aici. Am înțeles, sunt cu Și poliția ce, ce zicea când venea? Ce e cu voi mai aici? Da. Păi da. Bine și noi am ce da. și prins Și tăi că mă gata, te duci și te angajezi. <laughs> Băi, părinții sunt adică întotdeauna. Adică era mai. frică că te-a luat te De la șase luni, că n-ai servici. E băgat la parazitism. Da. da. Că n-ai servici. Da. Vezi cum era pe vremuri? Da. da. Că nu, lumea nu știe. Știi, nu că că cu eu... cum, cum o să te bage undeva că n-ai servici? Norocul meu cum am dus la ansamblu, uite ce? Cu una carpaților? Da. Și mi-a dat legitimație. Și cu aia nu aveam întreabă. Adică eram agățat undeva. Da, 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 da. Dar tot, când te prindea la bursă, tot te lua. Am înțeles, a... dar ei insistau pe chestia asta. Ia mă, ești angajat undeva. să te verifica. Sun... Te lua la poliție auzi, și te verifica. Și și umileau, îi și fotografiau. Era eu am găsit umilier. niște fotografii cu Aurel Gore, care era foarte în vârstă în perioada respectivă. Adică... O mieluță surdu i-a luat pe toți pe costări și... la volitină, au fost bătuți. Au îi fost... fotografiau, îi umileau, îi mai și loveau, că mă bucur că a spus Cornel și n-a trebuit să spun da. eu asta. N-a fost ușor. Adică nu a fost doar uh, distracție și Atunci nu era, atunci te întâlneai cu oamenii, Ai ceva sâmbătă. Uite, a venit și veneau chiar și pentru cei care cântau la țigan, veneau țigani, veneau țiganii și luau direct de la bursă, vreau pe cutare, vreau pe cutare, E pac... normal că acolo găseai da. și făceai eram trio, quartetele, da. tarafurile. Veneau și lăutari care nu erau din București. Da. Special pentru oameni Unii veneau din... cu instrumente ah. muzicale, vindeau. Am un acordeon, te interesează, uite, l-am adus de la Bulgaria acum. Nu, da, era o comunitate. O viară, da, da. Orgă, era un ce, da. Facebook pe viu, cu cum ar veni al lor. O breaslă, asta are rădăcini vechi, Plus cu, că întâlneai... un grup închis pe Facebook. Exact. Da, pe viu, exact. cum ar veni. după ce o ți să te cât ți tribul, Aveai, îți nuntă, sâmbătă sau da, ce da, zburea, da. După aia se mergea la, ori la capitol, la majestic, se mergea la Normal, la cinstit, la, la, cinstit? la, da. contract. la, la contract. contract. Sau la ce, fiecare mergea unde. Unii la Berlin, ăștia mai desui. Cine era, da, sigur, Tony sigur. Iordache. Berlin era unde foarte e aproape, acolo imediat. Unde e da, de control a a astăzi, a da. control, da. Exact. Chiar îi zice sala Berlin, că m-am bucurat că și Pisi și Oșlobanu au păstrat numele. Au păstrat, sala da, Berlin, da, da, sala, da, sala mare da. se da. cheamă da. sala Berlin. Da, 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 da. E foarte drăguț că au păstrat numele ăsta. Și asta îi poliția, erau rău foarte pentru lăutare. Adică erau denigrați unii și bătea. Și când v-a zis tata să vă luați servici, ce a zis? A, și M-a pus să-mi iau serviști. și eu m-am dus la primul serviciu unde am văzut, unde am... și m-am angajat la atelierele centrale RATB, care e lângă spitalul Colentina, în spate, la tramvai. Aha. Era exact ceea ce nu-mi plăcea mie, la o strungărie. Tai că m-a fost strungar și de-aia știu. <laughs> Și m-a băgat la o secție de strângărie cu un maestru. Da. Mi-a băgat piesa în... Strung? În strung, în universal. Da. Așa, și acum hai, fă tu. Am băgat piesa în strung, am stăs cu cheia în universal acolo și eu de oboseală cu tare am uitat cheia în universal. Și bă, dați-mă, că aia se învârtea la mare viteză. Și a trecut pe lângă capul la o femeie o <laughs> din față. A sărit ea direct și puteam să o omor. Vai bă, de cap, doamne ferește. Păi, la... Dacă plecam la șase... Mi se pune, mai știu, la șapte... Băi, ce nedreptăți, mă! Eram mă. chiar un, eram... la mă, punea, adun piese aici. Eu, cum că un ucenic, îi aduceam piese, care era maestrul meu, știi, care trebuia să... Și nu mai a plăcut și a spus, Tată, poți să faci ce vrei cu mine, că din clipa asta eu nu mai pun mâna pe așa ceva, nu vreau să... Omori pe nimeni. Să fac vreo bele. Da, mă, dar ce nedreptate, știi? Un om care e talentat, care are clar un drum al lui, și mă refer aici la muzică, da? Da. E pus într-o situație, dar asta e nevoit să ducă la un strung. de nu-i face nicio plăcere, doar așa, că așa era regimul. Și și mai și strică digitația, cum ziceau lăutarii pe vremuri, că să punea terminam, această problemă. Da. Dacă mai stăteam pe meseria asta, terminam cu acordul. da. Pentru că nu te poți angaja la fabrică. E simplu de zis din da. gură, angajează-te la fabrică. Păi eu când la vioară, eu trebuie să am mâinile fine. Da. Adică indiferent din ce background vin, păi, eu nu mai poți, mâinile nu mai trebuie puți. să rămână fine. Păi, da. Și cât e nevoie de studiu ca să meargă degetele în viteza în care merg ele la acordeon? Pentru că e de domeniu... Eu vă spun sincer, când eram uh, puși așa și studiam și câte 14-15 ore pe zi. Mi-au stat. Stăteam toată ziua și ascultam, iar învățam, iar mai făceam o parte, nu am pauză, mai trăgeam o cafea, mai... Și așa? iar de la capăt. Și iar, se întâmplă ceva, chestii care pot apărea pe la mână de-a lungul vremii în timp? Eu știu că la niște apar, nu? Nu, dar când ai piese de tehnică, faci, o... faci un brand aici, faci o, o. da. <laughs> și special de la nuți, de la, la mâna stângă, de la burduf, că tragi. Că de asta și tragi. Nici n-am zis de Muncesc chestia asta, că ziceam de. că folosește ambele mâini, da. dar în timpul ăsta, dincolo de faptul că stai și cu o echipă cine cântă, mai tragi și de burduf Tragi și împingi și, păi, și da. acolo controlezi dinamica Controlezi cât de da. tare sau cât de încet Nu, se nu cântă. e doar că dai aer Exact, exact. E, ră, da. mai tare da, și da, a a dar, ar... Trebuia să dai tot afară să Fai de că pe păi, acolo trebuia Că nici nu s -auzea. Și, da, sau, de exemplu. Și era și o chestie de fală în Să se audă da. că da, sunt sau, în curte Fără să aibă amplificare Exact. Sau de exact. exemplu la anunță se termina prima zi da. De nuntă și trebuia să mergem la... să ne odihnim. Ca a doua zi începeam iar, era un nuntă de trei zile, trei eu trei zile. de trei zile. Trei zile, bineînțeles. Și uh, mai venea câte unul, așa, cred că era puși uh, de cei din familia unde era nunta. Băi, unde-s este ăștia e tăi, noi mergeam la, la câte dimineață. Normal, rupți, alea rup două, trei ore. Și ei, uh, ca să nu te lasă să dormi niciodată, cu dar ce e aici? mai e mort aici? Bă, Chiar mă bălăutăria să-mi cântă. Săraci. După ce făcusele tot traseu, mireasă, naș, generică. Și stai un pic, și dimineața, după nuntă, dimineața, că se păcea prima seară, era un fel de... Așa, de... Prima era, de încălzire. Nu? Sărbătoarea, adică... Urma nunta sau ce? cu, cu, dar. Să, cu gin, ginerele și pe de a, a, Da, petrecerea burlacilor. burlacilor. Cum ar veni, asta, da. asta am vrut să zic. Tot cu lăutar așa. Da, normal. Și... <laughs> după aia a doua zi începe nota, propriu zisă, kilometrajul de da la 0 și ia o nene. Wow. Da au prin sat și prin soare și prin... Nu și 10.000 de, casă, pași. Casă, în casă, 10.000 de, de pași. Poftiți și cu invitația... toți oamenii Haideți, ca era invitația. Erau ca o invitație mobilă. De aia trebuia să mergi din casă. Prima dată cu invitația, după aia o luai cu nunta apropo zisă. Să nu simtă cineva că n-a fost poftit la nunta aia din comunitate, că acolo era legătura de comunitate, aia însemna nunta. Și dimineața, când se termina nunta, băi, pleacă nașul. Băi, pleacă fără muzică. După ce erau rupți, și eu iar, că este și dai și cu nașu, care nașul, care nașu era și părămată, da. îți dai seama. Evident. Eu am, avut, am, avut, un băiat cu basu, care, către dimineața, așa, când îl ducea pe nașul, a sărit un câine din șanț și l-a mușcat de picior. A, sărac. Dar rău. Vai l-a la spital. A, a plecat o mașină din asta și i-a și dur pe nașul. După aia trebuia să vină a doua zi nașul. Păi, mergem să luăm pe nașul. Pe oh, nașu. no. O, -o, -o. o, ce meserie, vine, mă, Vine e. în fără muzică la, la noi, cum se poate? nu existau atunci, nu mergeau ei cu mașinile sau rare, oricând te cu căruță sau cu... Vai de capul meu și astăzi, Nenea Cornele, vine, vine cineva, montează orga, testează, aranjează, nu știu ce și Stă vine... pe scaun? ți minte ce ne povestea Ghisă? Că cam noi am fost primii care am impus regula asta cu statul S -s -s pe scaun că la lăutare. Asta e un creși... statut fantastic da. pe care nu l-au obținut de clăutari în București în vremea din urmă. Adică încă mai avem oameni vii care ne spun că noi am obținut această victorie. E o bornă. Da. Statul pe scaun. Plus că poți să-și și mai bine când stai jos. Da. Că nu mai te gândești la greutatea după umăr. Atunci nu mai e greutate și te gândești exact la ce trebuie. Așa, Aoleu face să mai cade cu cură dar eu mă gândeam prin comparație cu cei care cântă astăzi. Da, Tinerii, da, știi, da, care au da. vin la ora. Nu-și pot imagina. Nu. No, poate pe cineva care le pregătește, le instalează, nu știu ce, și când vin și zic, nu-mi place cum s-au monitor. Da, Bă, ce da, monitor, da, mă, că oamenii da, 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 ieșeau da, pe uliță și dădeau și eu la făceam. Nu s domne, nu s-au de șefule păi nu mai să, pot. m lăsat pe sisteme pe al, ce sisteme au ăștia acum... Sau de mii de vați. Compresii, tot ce vrei. Păi atunci aveam colivii din ala le lăm... în mână, Eu am nu? am prins stații pe lămpi. Frumos, și cum, păi, astea sunt rarități astea. Și cum dădea de un pic de ploaie sau picătură, gata, se La avea. revedere! Începea acustic. Ai, ai lămpi? Nu am lămpi. Deci Te-ai de la televizor, să pună lampă în stație. Da? Așa am prins. Microfoane de la castofoane de, și de la, la magnetofon. Da, era frumoasă chiar și așa, viața. Da, era frumoasă. Și simțeai atunci oamenii te respectau când plecai, nu mai că aici. Ia și tu, îți spunea acolo într-o sacoșă, vrei o țuică, spunea un, un, vin, un pui, spunea, da. care erau oameni de -o Da, manii. da, de bun simț. Da. Să nu pleci cu mâna goală. Plus goadă. că la nu-ți, dacă erau nu-ți mai dădea în plus. De da, frumos, frumos, frumos asta. Frumos, asta cred că Și... s-a pierdut că ziua de astăzi toată lumea e disperată să facă calculul. Nu, 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 doar că toată lumea e disperată să facă calculul, dar te păcălește la aia 16%, CAS, CSS, pensie, șomaj, Așa. care Așa. sunt contractele de colaborare, care e contractul, formularele semnate toate, că n-ai încălcat 164, 165, 166, e, e, altfel acum, e foarte altfel. Noi simțeam atunci, simțeam că ne exercităm profesia asta. Era... Simțați, nu? Era, era plăcut. Plus că nu mai vorbesc. Dimineața ne punea ciorbă din aia de Ciorba potroace. De potroace să Așa. Da. Aveau ei un sos cu carne care -ți ne mai pomeni dimineața. După aia își o țuică, că era, când era frig. Sigur. Făcea țuică, fiartă, cu tare. Era frumos. Și eram și tineri. Ha, Asta era... Sigur. Dar, dar eram, eram respectat și era frumos. Și te, uh, se mențineau obiceiurile. Astea. Acum, zice, nu vă dragă, nu mai... Da, acum până... acum acum sunt Își pun pe laptop, ia-ți mireasă ziua bună și gata. A rezolvat-o, da. <laughs> nu, nu, și nu, nu e deloc e. același lucru. Nu e, Absolut Bine deloc. Bineînțeles că nu. Pentru că emoția pe care ți-o dă muzica cântată live să vezi tu da. muzicii, muzicanții în fața ta, să auzi tu vibrația da, instrumentelor, că de fapt pentru că tinerii, e altă poveste aici. Evident. Tinerii nu mai știu chestiile astea. Nu știu că uh, n-au apucat săraci, că părinții, vedeți că atunci când le descoperă, lor, cum ne zic, nouă sunt fascinați. Bucură, da. Părinților vor nu că, ți-am luat eu un lăutar, l-am plătit eu, lasă -s să scătă și câte Și după aia când vede ce frumos este, vai, dar mi-am place extraordinar. Și ea nici n-a știut, pentru că N-au fost crescuți cu da. lăutari, să asculte, să putar Și când vede cât de frumos este, zice. Mi-a plăcut extraordinar de mult. O să vă mai recomand și la altcineva. Sigur. Da. Acum nu întâmplă România românii au și zicale în care folosesc expresia nunta fără lăutari. Exact, da. exact. Adică <laughs> Pentru că, într-adevăr. Nimic. E ca banca fără bani. Exact. <laughs> Adevărul e că nu știu. nici nu pare, Parcă nici nu e nuntă, ce e? Doar așa o petrecere dacă n-ai și. Da, așa zici. Mi Mi-aduc aminte cum a fost și la mine la nuntă. Bă, veselie maximă, frumos, a cântat, elegant, live, bineînțeles, tot. Mai strugiță cu basă? Da, Mai exact. cu basă. Bă, când a venit Cornelia așa... <laughs> a dat drumul, da. Dumnezeu să o odihnească. Da. da, ce e vorbești? Mi-e miră și de, păd da și de Pădureanu Saracov. A rămas cred. singur că... Cred, cred. Și băiatul lor, Alexandru. Alexandru. Da. Durere mare. Sunt convins, sunt convins, sunt convins. Și au și problema asta... Cu casa săracii... În fine. Asta da. este. Să ne mai bucurăm noi, să încercăm noi să ne bucurăm cu un cântec, poate? Da, Ar un fi valț bine. de la jumatea secolului XIX. Stai puțin, că aici e foarte interesant. Da. Melodia asta, oamenii, că vorbim de Barbu Lăutarul, da? da? Eu sunt Barbu Lăutarul. Da. Pe care cei mai mulți o știu mai nou. Drept un cântec popular. Drept un cântec popular. Da. Să-i zicem așa, da. da. Care... Puteți să luați puțin acordeonul, da. Nenea Cornel? da. Ce scuze. Mare Ia să vedem dacă reușim să. merge? Da. Sau aduc eu o macara. <laughs> <laughs> nu, no, asta ca să, să vadă că nu e deloc simplu în viață. Da. Uh, care e diferența dintre. E bine acolo, e perfect, e foarte bine. Cum îl știm noi de fel? De, de fel pe ca barbulă? o sârbă rară. De fapt, nu. Se cântă. Se cântă mai lent. Da, deci. ca, o, ca o sârbă rară. Așa e originalul. Așa e originalul, da. Așa e originalul, Vals. Da, da, de da, da, un vals fals, vals, vals foarte frumos. Eu zic să o și cântăm în cazul ăsta da, și da. să povestim de ea după. Sigur, după, după, după. Da, da. după. Și de venedici, hai, și ha, ha, a ha, treia cămă. fie el nu ținea fără Cu anteriu de citarea Și cu fez de internea Hai și, și ha-ha-ha-ha Trăiască-mă verde de pambriu Cu beniș portocaliu parcă i pașa din rușuc Când bea hve și hașuc Hai, și ha, 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 ha trăiască măria. Marmie De când lumea-i nemție Nu mai am pe lume glas Și vă ulița am rămas Nu mai am pe lume glas Și Mare diferență, mare diferență de la uh, uh, varianta populară la varianta de vals, pentru că trebuie să spun ceva, mă simți, parcă vedeam curțile alea. Da, uh, cântecul ăsta, că e de povestit cu el, eu e, e o poveste foarte interesantă cu cântecul ăsta, cântecul ăsta a, a apărut într-o canțonetă. Cântecul ăsta se leagă de apariția teatrului românesc, de fapt. Teatrul românesc, la jumatea secolului XIX, era la da jumatea secolului XIX erau două sau trei trupe ambulante de nemți poate, care jucau piese în limba germană, unele în limba italiană, uh, și cam ăla era tot teatru. Vasile Alexandria a avut o idee genială în colaborare cu un uh, compozitor sas, Alexandru Flechtenmacher, foarte da. important compozitor, cel care a scris și Hora Unirii, aia cu Hai să dăm mână cu mână care și aia e tot un vals. Exact. Foarte frumoasă, foarte frumoasă cântare în mișcarea aia lor de avânt naționalist în secolul XIX, lui Alexandrii părea rău că dispare lăutarul pe vechi, care lăutarul pe vechi însemna sclavul boieresc, ca aia însemna. Aha. Alexandrii știa că părinții și bunicii lui aveau niște lăutari îmbrăcați în anteriu, în giubea, în citarea, cum am auzit în textul de Adinauri, cu fezul roșu pe cap, care cântau din cobze, care reprezentau lumea veche. De-aia și la sfârșit e, dar acum am armie de când lumea e pânemție, nu mai am pe lume glas și pe uliță am rămas. Adică, Alexandri spunea că ne-am tras către Europa, e bine din punct de vedere social și politic, dar cultural parcă e o ață care ne trage totuși de Balcani. Aici e sensul. L-a publicat în 1852, i-a zis Cânticel Comic, i-am putea spune canțonetă, ca la Italien, de fapt, da. și prima oară l-a jucat Matei Milo la Teatru din Iași în 1853 sau 54 în blackface, cum jucau americanii, nu e foarte corect politic, dar s-a dat cu cenușe neagră pe față ca să arate ca barbulă utaru și a pus și o copză în mână și era Matei Milo, celebru artist care a jucat-o prima oară și pe Chirița, Coana Chirița, a jucat-o travesti în perioada respectivă. Matei Milo îl juca pe Barbu Utaru. Barbu Lăutarul după aia apare menționat în povestioarele scurte din Junimea ale lui Nicolae Gane, când boierii se apucaseră. Erau câțiva boieri în Junimea care cântau la violoncel, la vioară. La început, când a apărut Junimea, nu era doar o societate literară. Era o societate conservator-masonică, să zicem așa. Da, da, da. Și cu muzicieni, și cu pictori, erau câțiva unii, erau critici de artă. Și uh, apropierea asta între tinerii boierași și bătrânii lăutărași, care dintr-o dată apare parbul lăutarul să de undeva dintr-un tufiș și apărea între ei, ei îndrăgindu-l și iubindu-l foarte tare. Mi-e îmi pare rău de ce s-a întâmplat cu piatra lui funerară, atrag atenția că este cel mai vechi mormânt de lăutar pe care îl avem pe teritoriul României, în curtea bisericii Sfântul Ioan Gură de Aur Zlata Ust de la Iași aceste uh, arată foarte rău. Piatra de mormânt este degradată. Eu consider că ar trebui să fie un monument nu de categoria B, cum e un monument, dar trebuie să fie de categoria A, pentru că este unul dintre cele mai vechi morminte de lăutar din partea asta de Europa, nu doar din uh, România. Uh, am avut ocazia să vorbesc cu starețul de la mănăstirea Zlataus și mi-a spus că cu excepția faptului că în urmă cu șase ani de zile a venit o organizație pentru care milita pentru drepturile romilor din Budapesta, din Ungaria, da. care s-au interesat, au venit într-o vizită, au făcut niște fotografii la piatra de mormânt acolo și au plecat și de atunci n-a mai fost întrebat tot. nimeni. De, mie mi se pare că l-ar trebui să fie un punct foarte important în vizitarea Iașului. Când mergem la și să mergem să punem și noi o lumânare și mormântul ăla să arate într-un fel. Că de la 1780 până la 1860 a stat Nea Barbustan Lăutarul, printre primii lăutari pe care îi avem cu nume și prenume, că pe vremea aia erau robi, erau sclavi, nu erau oameni. De aia și o oarece justificare teologică, robul lui Dumnezeu, dar noi nu s-a spus sclav, s-a spus robi, că robii lui Dumnezeu suntem cu toții și atunci exista și o justificare teologică la chestia asta. E o discuție mai lungă, dar barbul lăutaru, în momentul în care piatra aia de mormânt a început să se degradeze, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Inclusiv cântecul ăsta i s-a degradat, pentru că cuvintele astea pe care le-am cântat eu adineauri nu i s-au mai cântat. Au rămas primele două strofe și ultima. Așa fără este. Fără cap Așa și fără coadă. Așa, Așa este. este, Dacă, dacă încerci să cauți versurile pe internet, o să găsești exact ce spui tu. Ce -a Trei mai strofe. Rămas? Trei strofe. Ce -a mai rămas, Fără Așa materialele este. prețioase de pe îmbrăcămintea boierului, fără citarea, fără anteriu, fără Așa e da. uh, cum stă capașa din rușciuc și bea cafea, fără... Ăsta era un cântec de laudă, era un cântec de slavă, dar el e scris ca un vals. E un cântec semicult. Acum poate că eu mă înșel, dar bănuiala mea este că oamenii nu știu, oamenii locului, în Iași. Ei nu știu ce dețin acolo. Părintele de la primă... Biserica Zlatauși Părintele știe bine ce Părintele ține. știe, da. da. Era destul de, știu, de da. disperat când am vorbit cu el pe subiectul ăsta. Sigur. Dar eu mă refer aici că tu ai zis că asta ar trebui să fie un, și un punct de interes turistic. Și eu cred că într-adevăr așa trebuie. ar trebui să fie, da. Și pentru primărie nu cred că e așa o mare povară. E o piatră pot... funerară din secolul XIX, atâta tot. Na. Adică chiar ar putea să îngrijească. Să fie, să, să fie tot într-un fel acolo. Dar eu... Cred că totuși oamenii care se ocupă de subiectul ăsta au scăpat din vedere acest aspect, nici nu-și dau seama ce comoară se află acolo. Pe de altă parte, vorbeam de Stan Lăutarul, Ferenc List, compozitorul Ferenc List, Franz List, cum știm noi, varianta austriacă numele lui, că el era maghiar, a venit să-i cânte băierului Laiaș și s-a întâlnit în conacul respectiv cu Barbu Lăutarul, de unde avem și celebra povestioară cu leasă tot de Vasile Alexandrii. Întâlnirea dintre ei și Vasile Barbu care din vioară i-a cântat exact ce a cântat maestrulist la pian, care pe vremea aia vizitare ședințe aristocratice și dădea cântări private, cum se întâmpla în secolul XIX, e pomenit inclusiv în niște ziare pe la coada secolului XIX din Franța, acest celebru Barbu Utaru și el a reușit și să-și câștige libertatea, ceea ce nu e o chestie mică deloc. El a fost rob lăutar până pe la vârsta de 50 de ani, moment în care a strâns suficient de mulți bani din baxișuri în toată viața lui, bănuți cu bănuți, încât să se rumânească, cum se spunea pe vremea aia, adică să devină liber. liber da. Copiii și nepoții lui din momentul ăla sunt socotiți rumâni, iată de ce până și discuția etnică e de tot complicată în partea asta de lume. Că Fuh. dacă Adică asta nu înseamnă că -ți schimbi etnia doar pentru că ai obținut niște. Nu, pentru că noi am mai discutat, eu cred că am mai spus lucrul ăsta, în primul și în primul rând, țigan. În limba română e un termen juridic la origine, mediu, nu un termen etnic. Erau tătari care erau socotiți țigani, însemna rob, asta însemna. Deci nu, nu era legat strict de etnie. Dar și... asta e iar un lucru care nu cred că e cunoscut. Așa era folosit în documentele alea boierești și da. domnești, așa am găsit 11 țigani, 26 de sălași de țigani, 40 de sălașe de țigani, asta înseamnă adică robi, dar ei nu erau toți romi. Unii puteau să fie uh, cerchezi, tătari, cârgâzi, populații asiatice da. despre care evident că majoritarii nu-i interesa foarte tare da, ce nu era cu ei e. Și da, 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 da. nu mai vorbim după aia de tot amestecul cu eterogen specific în partea asta de lume și ne dăm seama că de fapt întreaga discuție asta e atât de complicată și ne prindem urechile atât de repede încât pur și simplu ne prindem dar în același timp ne și îmbogățim având-o sigur, sigur înțelegem un pic diversitatea aia de la origine cred că, nu, un, cred că ne și apropiem mai mult unii de alții fără discuție, mai ales că suntem într-o perioadă în care suntem și foarte sensibili cu toți. Suntem și foarte sensibili, suntem și din ce în ce mai îndepărtați unii de alții. Și ușor de ofensat. Aș foarte, vrea eu ușor. Să spun. foarte ușor. Dar da. asta are motive diferite. Sigur, nu se neapărat sigur da. culturale. Sigur. Dar eu mă bucur că noi aici avem ocazia să vorbim de lucruri care ne apropie. Foarte frumos. Asta ne-am și dorit. Da, foarte și frumos. Și sunt foarte mulți care nu sunt... Foarte multe monumente din asta care nu... Cred, sunt convins. Lăsate de izbeliște. Dar eu cred în continuare că asta este din, din neștiință. Da, nu din ticăloșie. Nu. Oamenii da. nu știu. Din neștiință, nu da? Nu știu. Sigur. Cred că dacă oamenii află inclusiv despre povestea asta, mare minune dacă cineva cu potențial financiar, că slavă Domnului, avem în continuare. Da, da. Chiar după un an de pandemie, sunt oameni care au reușit. Din plin. Îi știm și noi pe unii dintre ei. Minunați, de altfel. Și. Care o să susțină, de exemplu, ce face Bogdan, tot ceea ce va face Bogdan de aici înainte în materie de recuperare a muzicilor autorești vechi. Și în general, bine, tot da, tot de ceea de ce bine. face el, da, Foarte fără discuție. Bine. Dar eu sunt convins că mai sunt și alții care ar putea să facă același lucru, și poate că, după discuția noastră de acum, cuiva îi se va aprinde un beculeț și o să spună, cum la noi, în Iași, Că sunt oameni potenți acolo în Iași, financiar vorbim. Sigur, și încă o dată ne legăm e de... cultura noastră locală, ne legăm mă, de noi, asta e un bun spun. al nostru. Ne legăm de Flechtenmacher, ne legăm de Vasile Alexandri, ne legăm de... Adică suntem într-o într -o într o, o ambianță culturală. Sigur. Așa este. Da. Chiar de Franz Liszt ne legăm. Adică... nu a venit să cânte aici, nu? <laughs> aia zic, aia zic. Au și cânta băieții împreună. Da. Copiii dumneavoastră de Nea Cornel, ce fac? Vă moștenesc? Da, toți sunt... Uh... Dați puțină la asta, să vă ajut eu să -l mai pliez așa, să-l mai aproape și indicați-l acum da. dar eu zic că poți să-l lași acordeonul dacă da. mai povestim ca să nu te chinui cu el, că pare că ești așa un pic Po fugă da, <laughs> îmi pare un pic așa o chinuială păi da, Scuze. cred că, în continuare e, una, e un instrument impunător, dar da. și greu da. și la propriu și da. la figură da, da, da. așa este copiii mei am, am trei copii, doi băieți și o fată să vă trăiască mulțumesc și ei dumneavoastră și Mersi frumos. la toată lumea o, au studiat am fata și am o fată și un băiat care sunt mari. așa fata este la opera comică, doamna Felicia Filip. Oh, ce frumos. Ce așa? instrument a studiat? Pian. 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 Băiatul a făcut tot pianul, dar lucrează în alt domeniu și ăsta ar face Ce domeniu? Informatică, Oh, IT, ITist. IT. Da. O, era o firmă de informatică. Ce mai e, da. e în domeniul IT, știe și cu pianul. Da. Ar putea să ducă pe domeniul ăsta, muzică Ei se electronică. Se poate spune pianist și la propriu și la figurat. <laughs> da. Și cântă. P la Un <laughs> exact. bine. Și cântă la un hotel, el A, cântă <laughs> în continuare. Da, ce frumos. Face și. Deci își face și își face se și. duce și la serviciu și și cântă. Chiar și șeful lui la serviciu îl pune să cânte, care are și acolo la serviciu. Ah, da? El studiază pe căști da, mă. da, Astăzi vezi că ăsta e un alt mare avantaj. Și l-am păstrat micul la vioară, pe Mihaița. Și al treilea copil studiază vioara. vioara El a tras bățul uh, cel mai scurt. Da. A luat la greu, e, cum ar veni. E clasa nouă, are 15 ani, foarte talentat. Mulți înainte să vă bun. E la liceu de muzică? Da, e la Georgenescu. Frumos. Clasa nouă, acum trecea zecea. Și bravo. soția mea, care a cântat și ea, vocal, deci copiii ăștia ce șansă Dar... aveau ei Mă și mir de cel care Niciuna. lucrează în IT ca Niciuna, exact. <laughs> Soția mea Irina Care o iubesc mult și Să vă trăiască Mulțumesc și ea a fost baza noastră Fără Pe ne-am obosit de la nuntă Și ea la fel ca Ca suțile de lăutar după timpuri Stai pe pat Ți-aduc eu ligheanul și te spol pe picioare Ea singură Asta era foarte important. Ea Nevasta știa. lăutarului trebuie să-l spele pe lăutar pe picioare Eu veneam... când se întoarce de la nuntă, pentru că asta vine dintr-o epocă în care se umbla de sculți veneam Rupt, venea, rup de obosar, mă vedea. Stai pe pat, lasă că te dezbrai eu cu tare, mă dezbrac. Eram chiar un. Bine, mai și drink cu ea, un pic. Face parte din... Dar... A... Să deci așa și nu așa să, să reziști a. altfel. Deci da. Nu puteai să reziști altfel. Așa și... Păi nu puteai să reziști altfel. Nenea hai și... să fim sinceri, cu toți am fost la anunți. Da. Câte unii nu beau. Și îi vezi că sunt triști. Păi normal că nu suntem în același da, film. Nu poți, nu poți. Și -ai, nu... Iar tu trebuie să-i faci pe alții să fie veseli. Păi, da. păi și exact. cum tu triști și ăia veseli nu, Alfel Nu, nu. Altfel nu rezistai. Trei zile să cânti la o mă cunoșteau și câinii acolo satul ăla. Vă dați seama. E dureroasă și frumoasă în același <rătări> timp, știi, constatarea asta, dacă stai să te gândești. Nu te mai latră, în a treia noapte nu te mai latră. Deja, e, a -a. În, schimb, uh, în schimb, am străs uh, pro prosoape de la nunți. Am avut într-un timp vreo 700 de prosoape. <grijin> super supermagazin, super da. supermarket. Și, și, și am și dat, eu am vrut să le dau degeaba, dar a spus că nu-i bine. Le-am dat la o mătușă de-a mea, tot așa pentru o nuntă, da? da? i am dat vreo 400 de prosoape. Și eu n-am vrut să iau bani, dar zice că nu-i bine, trebuie să-ți dea bani. bani. Și le-am dat... Da, da, ce, am uitat de obicei. Asta e că se dau prosop pe Prosopul, la... da, da. Ce Asta vine tot de la nunta aristocratică. Deci la noi a fost prima oară nunta domnească, da. după aia nunta boierească și da. după aia nunta țărânească. Categoriile sociale inferioare imitau categoriile sociale superioare. De aia trebuia ștergare de mătase nu mai era de mătase, era un prosop dar se păstra simbolul de ah, văzut okay. la aristocrații. Okay. Toate aceste lucruri vin din vechile nunți aristocratice ale noastre, pe care era nunta boierească care se ținea în Mahala sau în mijlocul satului și da. venea toată lumea ne curgeau balele din gură și se uite, s-a însurat dădea... boierul cu cucoana și încercau da. și ei să facă cât puteau și ei. De aia să vii cu căruța, cu cai, să mergi la fântână, să Astea sunt niște lucruri care pleacă din evu-mediu. Se dădeau ștergare și la socul mare, la socul mic, sigur, la generică, sigur, la nași, Sigur, sigur, sigur. Și plus cadouri, că aveau cadouri din astea îngerii de pat. Da, îmbă... da, 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 să dădeau, așa este, da, da, așa este. Da, e. și de-aia spun că am, am o soție să-i dea Dumnezeu sănătate, care ne-a suportat și cu copiii că toți și ăștia sunt uh, la fel. Adică, Vă moștenesc. Da, sunt uh, <laughs> și aruncă hainele nimic nu și ea săraca singură... Copiii uh, până ajung la casele lor și cam aruncă hainele. Și noi când eram copii cred că le aruncam. Ea fie, uh, cântând de mică a da? cântat cu foarte mulți lăutari și a văzut cum sunt și nevestele la ceilalți și cu tare. Ea singură, eu nu am pus-o vreodată să, 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 să facă ceva Bine, o pun să-mi calce o cămașă sau da, o. Da, o da, da, să moștenește până Dar, și chestia asta. Sunt, are un simț ea aparte, pentru că. Păi, femeia, în general, într-o familie da. are simțul ăsta să protejeze, să îngrijească ia bărbatul. A trăit și între lăutari, dacă a cântat cu vocea, a cântat și cu alți lăutari, până să o cunosc eu și a cântat pe la țară, tot așa, nuți grele și săraca. și muncea fiecare ban, fiecare adică din ce câștiga vrea și ea un lanț își da, își sigur, sigur, banii, sigur îi punea punea pentru familie nu, nu, îi punea, punea deoparte ca să strângă să -și, și până să se mărite cu mine ok după ce s-a măritat a continuat să mai cânte? Am mai cântat un timp și după aia i-am spus, au apărut Și copii. a dedicat viața familiei. Da, trebuia să meargă la școală cu ei. Vedeți că ce are femeia întotdeauna special, Ia singură să. în povestea asta, da. noi dacă am fi puși noi în situația asta, noi vorbați, nu știu dacă da. suntem așa. Nu, nu, nu și sunt. eu de asta am și spus că Nevestele de lăutari mi se pare că sunt un capitol separat, sunt un subiect încă neexplorat, nici din punct de vedere sociologic, da, nici din punct de vedere antropologic. Așa, știu, știu. Iar Nevestele de lăutari, cum îmi place mie să spun, ca toate lucrurile frumoase în viață sunt inevitabile. De fiecare dată când ajung să discut cu lăutari, se ajunge discuția exact cum a cotit și acum. Către nevastă, către, adică către, practic, stâlpul casei, care da. în același timp are, exact cum foarte frumos spunea Cornela din Auri, uh, nu din obligație, ci din dragoste, face toate lucrurile. Bravo, alea. mă! Așa Bravo. este, da? Așa este. Ea singură, deci. Și, cum să vă spun eu, are simțul ăla și știe și gătește și ce știe ea că ne place. Mă place. Că normal, mă place. normal. Încearcă Dumnezeu să ție țină sănătoasă, sănătoasă, și veselă, că, sigur. Doamne ajută. Fără ea, nu Doamne știu este. ce m-aș face. Doamne. Și s-a ocupat de copii. Plus, în afară de asta, du la meditații cu el, în afară de școală. Se da, 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 După amiază, de la ora cu tare, aveam meditații la, la teorie. După aia la... Ce mai ține casa, cum să zice femeie? Ce să mai băbăs? Din toate punctele de vedere. Da. Copii, familie, și tot. acum a trecut și noi prin perioada asta mai grea și s-a dus săraca singură și s-a angajat. E la, la, spital, la domnul Becali lucrează. Ia uzi, mă. Da. Asistent medical, medicală, da. nu Bă, e, e asistent. Greu. Infirmieră. Nu. Infirmieră este. Da, 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 da. Mare lucru. Nu m-am gândit niciodată de la sănătatea deci ea a văzut că soției că merge, lăutarului, dar greu, e Că merge văr. greu, a zis, mă duc și eu să mă angajez. Ne merge greu. Da, mă, ce chestii. Dar îți dai seama ce putere de înțelegere pe ele. Eu când am văzut obiceiul ăsta cu spălatul picioarelor, l-am văzut mai ales în sate, în oraș, n-am avut unde să-l văd. Dar când am fost la Clejani, am văzut-o pe nevasta lui Dumnezeu să-l odihnească, cum îl spăla pe picioare când se întorcea de la treabă. Cu drag, Și cu drag este? el spunându-mi că asta este o chestie de moș strămoși, că e una dintre cele mai vechi lucruri în familiile de lăutari, când vine lăutarul acasă, trebuie spălat picioare. Și el, tot el mi-a explicat și de ce, pentru că asta vine din vremea când umblam de sculți la cântat. Eu acum vin în pantofi, mă descalț, e mai mult simbolic. Dar pe vremea aia veneai cu noroi până da. la genunchi. Era o, era o poveste întreagă. Da, și mi se pare că... La fel, dacă și ea mi-ar cere vreodată, dacă mi-ar cere adică și o Orice. că nu poate, Orice, mă duc și si, si, iau și o spăl. Da, bineînțeles, nu se pune problema. Dar nu da. e vorba de aici. sau... Păi nu, stați puțin, sau... nu, 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 puțin, că noi aici vorbim de dragoste. Asta e, dragoste, da. Și e dragostea în cea mai frumoasă formă a ei, dragostea necondiționată. Exact, exact, exact. Să-i dea Dumnezeu sănătate, că mi-a fost alături toată viața și... Ce frumos! Fără ea... Ce frumos! Și chiar, cum v-ați descurcat în perioada asta, Nenea Cornel? Ultimul an. Cântări? Bănuiesc că... Mulțumesc Dumnezeu! Adică mai am uh, cunoștințe care m-au mai chemat da? în casă. Cânt... Păi da, se poate cânta și la 3-4-5. Da, nu? am cântat în casă la Și aveți Și de la, mastic, a, aveți da. poate și noroc cu poziționării corecte. Acordeonul merge singur. Da. Dacă adică... știți și cu vocea. Da. Uh, dar uh, am oameni tot uh, din lumea bună cum să vă spun eu. Da, 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 da. Lăutare de mătase cât la oameni de mătase. Normal, normal, Așa. frumos. Și la lume bună care știe să asculte. Să asculte un acordion, să asculte un muzeu, să asculte o romanță, să asculte un tango. Da, 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 da. De ascultare, cum se spune, piese de, de ascultare, ascultare. Da. Exact. le-am mai, le mai învățat și eu pe astea dimers. Și astea populare o să mai o să-ți mai dau o, o, o propunere, Bogdan, mai este un băiat cu acordeonul foarte bun, uh, care a fost pinul lui Vasile Pandelescu. Cum îi zice? Eugen Alexandru, e tata lui Sile de la Cernica. Aha, aha. Poate-l inviți odată să vezi. Care cântă după Vasile Pandelescu? Da. Uh, cu ochii albaștri? Da. Verzi? Gata, da. știu, îl știu, e fabulos. Fabulos. Seamănă cu sile blondul cel mai F bine, l-a îndrăgit așa de tare că... Fabulos este, na, spun. Da. Eu am, e bună idee. Eu am cântat cu el și știu, un folclorist de, de săvârșit. Pai, putem cu ocazia asta să vorbim și de Neasile Blondu, de Vasile Pandelescu, că e un reper Te rog, în chiar muzica ar asta. o emisiune făcută da, pe, na, na, na. Pe asta. Și putem să ne folosim de prilejul ăsta, uite, chiar îl invităm cu ocazia asta. E un e un om deosebit și bun instrumentist și plus, Da, l-am auzit, plus eu știu, copii știu, lui, care sunt fantastici. Niște, eu îi consider mai ales pe, pe, cel, pe, cel, mai mic, pe Florinel, ăla e un minune de la Dumnezeu. Știți ce mă bucură cel mai tare? Să văd că într-o brează niște oameni să vorbesc atât de frumos unii pe ceilalți. Da. Pentru că în orice brazlă există și invidie, fără dar și poate. Dar, ce dar, știți că invidia o au doar cei care sunt de desubt, mai jos. Da, nu știu, eu n-am, mie mi se pare că aici se face diferența între a fi sau a nu fi lăutar. Cum îmi spunea, că l-am pomenit pe Gicu Chitaristul Adineur și vreau Dumnezeu să mai să pomenim o dată, cum îmi spunea el, și mă bucur că o să avem și interviul ăla la un moment dat, sper, dar interviul există, e scris și el îmi spunea așa, îmi zicea, eu când eram mic, Bogdane, nu se vorbea de meserie să vorbea de casă, de familie, de care e mai bătrân, care e mai tânăr, care e mai hoț, care e da. mai șmecher, care are mai multe gagici, dar nu se vorbea de meserie. Nu exista să te întâlnești într-o gașcă de 5-10 lăutari să înceapă. Ăla e numărul 1 cu acordeon, ăla e numărul 2 no, cu viola, da, ăla e da. numărul 3 cu, cu clarinetul. Asta. Chiar Era... este că nu e sport, nu putem să socotim la 2 minute da, și 26 de secunde. Era <laughs> alt respect între, între muzicanți. Și și care mine... plecam în primul rând de la vârstă. Eu și vârstă. în al doilea rând de la meserie. Aia, așa este. E un nonsens să încerci să pui lautari într-un clasament. Că la e cel mai da, bun sau da, că la da, e mai puțin mai bun decât da, altul. Da. Când veneam la bursă, eu eram puști. Da. Și erau cei mai în vârstă, eu mergeam pe partea lor. Pe vis-a-vis. -vis. Adică, nu aveam eu ce să caut acolo. Te luai, eu plec, băi, de că. fac. Să pe vis a -vis, sau când vorbeam cu oameni mai în vârstă. Da. Stăteam și îi ascultam, pe nu vorbeam. E un respect, da, da, da. Sigur, sigur că da, sigur că da. da. Acum nu se mai știe de așa ceva. Da, mă bucur că am vorbit de povestea asta cu inutilitatea unui clasament. Da. Pentru că am citit și printre comentarii, domnule, dacă l-a pe ăla, că ăla e numărul unu. Vreau să spun că pentru mine toți toți lăutarii sunt numărul unu. Fără discuție, și inclusiv cei de țară. Eu vreau A -a. să spun și lucrul ăsta, că Bravo. inclusiv lăutarii de țară sunt absolut minunați. Bravo. Am avut foarte multe proiecte în ultimii 12 ani de zile cu lăutari din toate zonele geografice ale României. Îi ador, îi divinizez, începând de la, nu știu, Emil Mihaiu de la Gher, la costică panțăru de la 10 Prăjâni de Iași, uh, l am pomenit pe Sile Vlad de la Gratia, lăutarii de la Naipu, uh, uh, Codiță de la Naipu, un acordeonist fabulos și un solist vocal minunat. Au mai și murit dintre cei bătrâni. Da. Dumnezeu să-i odihnească. Dumnezeu să odihnească. Uh, cred că Asta e frumusețea. Lăutarii de țară sunt așa o poveste, lăutarii de la București sunt altă poveste, lăutarii de mătaze sunt altă poveste și așa mai departe. Și mi se pare că în muzică taman asta e frumusețea, că nu suntem într-un într clasament și într-o competiție din asta nebună. Eu mă mai gândeam din când în când, măi da... De ce să facem comparația asta în felul ăsta atât de brutal, mai ales într-o epocă în care marea majoritate a oamenilor își produc muzica din cubulețe din culori verzi și roșii pe niște softuri? Așa, așa. Adică din capul locului, dacă nenea ăla la colțul străzii cântă cu chitara, hai să ne bucurăm de cântecul lui de chitară și sigur dacă știe unul da. singur. Sigur că da, sigur că da. da, sigur că da. Pe cine o să avem bucuria să invităm în ediția următoare, Bogdan? Ah. Pentru săptămâna viitoare m-am gândit. Pentru ediția următoare? Pentru ediția următoare. O să nu ajungem săptămâna pro... Eu cred că va veni o zi în care o să ajungem <gâng> să avem în fiecare săptămână o ediție. Mie mi se pare totuși mai drăguț așa, pentru că au ce să aștepte oamenii. Pe de da, altă parte, adică sigur, e da? și sigur. chestia asta cu așteptarea. Uh, Mi-aș dori și nu l-am invitat, deci o să, o să stric chestia asta înainte să verific cu el. Uh, acum suntem într-o perioadă în care e destul de greu de spus cine vine în mod exact și am încercat ca în lista noastră să-i aducem pe oamenii care sunt mai aproape de mine, dar în da. același timp să ne gândim și la vârstă, să ne gândim și la importanță, Simur. să ne gândim și la cât de semnificativ este, pentru că l-am pomenit pe Tony Ordache de atât de multe ori. Da? Data viitoare cred că o să avem ocazia să-i auzim Bunicu. Bunic? Pentru că lui Leonard Iordache așa uh -huh. i s-a spus prima oară chiar voiam să spun povestea asta, o să o mai spun atâși data viitoare, că e minunată. La vârsta de șase ani, când s a urcat pe scena teatrului de revistă, luând un contract care era lui Taycasu, nu era lui, că Taycasu era plecat deva mulți în America, hai să în copilul. Și era prezentat pe scena teatrului de revistă, doamnelor și domnilor, bunicul lui Tony dacă și apărea la șase ani și făcea un, 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 un delir total. Așa că eu am preluat Vai. expresia asta că mi-a plăcut foarte mult, o să-l avem pe bunicul lui Tonir. Vai, ar fi minunat. Ar fi da, absolut da, minunat. Da, deci, da. Dacă, dacă ne iese ediția asta exact așa, bine, ea o să ne iasă într-o zi, e clar. Dar dacă ne iese sigur. chiar data viitoare... Sigur, ar fi, ar fi splendid, mai ales că l-am tot pomenit pe Tony și ar fi bine să-l pomenim și din casă, nu doar așa din afară acasă. Așa este. Un simbolist de excepție, ah, Leonard. Ce este. Și Leonard... La sigur, afară. sigur. Păi da, și asta are departe de trunchi. Niciodată. Cum, niciodată. cum, niciodată. Păi nu vedeți, la dumneavoastră, nu-i la fel. A da. sărit după tata, copiii, da. la fel. Da. Cântă. Cântă. Și o să se ducă în continuare, tot pe muzică, bănuiesc. Fiecare dintre. Acum, cel mic care e la vioară, sigur, are, la, la ce studiu e acolo, nu ai ce să. Ăsta, cred că o să fie. Dacă nu, e, e minune deja. E minune asta, mic. Da, e. Are un auz și asta perfect. O să vedem mai târziu. <laughs> uh, Poate într-o zi. Văd că îi place mai mult clasicul muzica clasică. E normal că dacă a apucat să studieze, nu are cum să nu te farmece da. ce muzica asta. Și mi-a spus și profesorul de vioară, domnule, și nu-l băgați pe altceva, că îi stricați mâna. Și vreau să încerc să-l las. Sigur. Cel mai bine să-i lăsați. Să-și termine conservatorul, să-și termine studiile și după aceea poate să facă ce vrea. Care... Patalama. Patalama. Că a asta cu patalama? Exact. Categoria A. adică are un un serviciu care oricând poate să se angajeze, și. Așa e. Trebuie să se gândească și la asta pentru familie, nu? Așa este. Poate să aibă și el familie și. Sunt, probabil că cele mai mari șanse uh, sunt să o apuce către muzica clasică, dar eu cred că va veni o vârstă când mâna lui, fără să simtă el, cred. O să o apuce exact pe direcția asta și într-o seară, așa, când rămâne el singur cu vioara. O să-și aducă aminte de acordeonul de din camera elată. Aia, mă. E, Și acum mai mai face păi cum? că să ascult cum. eu în dormitor și n-ai că sângele apă nu se nu face, se face nu nicio se face, nu se face. Vă mulțumim foarte mult pentru vizita de azi, Nenea Cornel. mi ne ați eu, făcut o mare onoare. Și mie mi-a făcut mare onoare că am fost Mulțumim din suflet. De doi titani. de unde titani? un titan și un mare fan, ca să zic așa. Noroc, sănătate. Doamne, ajută, sănătate. Să bem pentru Dumnezeu să îi odihnească pe cei pe care n-am apucat să-i chemăm aici, să invităm aici, să ne onoreze cu prezența -a, lor. Și să să bem... Da, așa este, așa este. Și să bem pentru cei sănătoși cu care abia așteptăm să ne întâlnim într-un nou episod de Cămin Cultural. Bogdan, Doamne toată dragostea mea, îți mulțumesc Asemenea, la fel. Mersi. Toate cele bune. Și ca să continui în același ton, cu aceeași dragoste, abia aștept să vă citesc neapărat comentariile mai jos. Sunt să Moisescu. Mă înclin. Voie bună.